momentul de față sunt convins că telefonul mobil provoacă mai multe accidente decât orice alt motiv. 8 din 10 șoferi ajung acasă dintr-un pur noroc. Eu nu cred că există în prezent motociclist în România care să respecte regulile de circulație. Am avut recent, nu o să dau nume că nu asta e important, niște teste cu o mașină electrică, am făcut niște frânări de urgență la 200 de km la oră. Uh-huh. Evident că a fost o exagerare pentru că am vrut să fie mașina la limită, eram pe circuit, evident, la a doua frână, la 200, au luat foc frânele. Ai avut vreodată polițiști la tine la cursuri? Da, am avut și sub acoperire, cred. Și sub acoperire? Da. Ce părere ai de pregătirea agenților de poliție rutieri? Slabă. Slabă. Da, din păcate. Da, mă, doamnă, un Opel Corsa din 96. Puh, cu atât mai mult i-ați anvelope performante. Da. Cu atât mai mult i-ați anvelope performante. Nu faci compromis nicio... Asta e diferența dintre viață și moarte. Uh-huh. Anvelopa. Salutare și bine ați venit la Podcast cu Prioritate, o producție Promotor. Am ajuns la episodul 8. Până acum am vorbit despre mașini, despre aventuri, despre politicieni, despre absolut orice. Însă un subiect care nu a fost tratat suficient de mult, dacă este să mă întrebați pe mine, este siguranța la volan. O problemă destul de serioasă în România. Așa că astăzi îl avem invitat pe Silviu Toma. Mulți dintre voi poate îl știți din online, mulți dintre voi poate ați urmat cursurile sale pentru că este instructor de conducere defensivă și sportivă în România, este instructor acreditat BMW M din 2008 și singurul din România, încă un motiv în plus ca să-i urmați cursurile. Silviu, bine ai venit la podcast! Bine te-am găsit, Luci, ce introducere pompoasă, mulțumesc! Încerc și eu să fac... să pun într-o lumină cât mai bună invitații noștri, pentru că majoritatea au ce spune. Hai să începem cu o întrebare simplă așa. Cu ce ai venit astăzi la noi? Astăzi am venit cu o mașină din cadrul școlii noastre, un BMW M240. Dar ce să crezi, e mai puțin important modelul, pentru că indiferent de câți cai putere are o mașină, eu merg pe stradă absolut la fel. Absolut la fel. Voi aveți parteneriat cu BMW M sau cu BMW România. Explică-ne puțin care este legătura între Romania Driving Experience, școala, și BMW. Ideea în felul următor. Noi, asta e de fapt și cartea noastră de vizită. Noi am început să facem meseria asta prin 2007, alături de un alt producător, alături de Porsche, și fix în 2008, cei de la BMW au organizat un eveniment de off-road, undeva lângă, în Prahova, lângă Câmpina. A fost primul eveniment mai mare X-Drive în care ei lansau sistemul ăsta de tracțiune integrală și am fost invitați ca suport pentru niște trainer din Germania. Moment în care eu am zis că asta vreau să fac toată viața mea. Că momentul ăla în care au intrat actorii în scenă, îmbrăcați în uniformele cu BMW, aveau anumită atitudine, tot ce înseamnă partea asta de brand behavior și cum se purtau cu oamenii, tot ce înseamnă customer care, m-au făcut să vreau să fac asta. Ei bine, din momentul ăla am început să organizăm evenimente, ca instructor necertificați, evident, evenimente de condus, doar că ușor, ușor, începând să facem evenimente cu mașini mai performante, cu modele M, să mergem pe circuit, am fost nevoiți să ne certificăm. Motiv pentru care am plecat în Germania, la Maisach, eu și încă doi colegi, ne-am certificat, ne-am luat această certificare level 1, ca să putem să facem evenimente oficial pentru cei de la BMW România. BMW România a fost alături de noi de la început și este în continuare, pentru că indiferent de cât de multe mașini avem noi, deseori avem nevoie de suportul lor și ne pun la dispoziție mașini din flota lor de presă sau, mă rog, ce mai e pe acolo la dispoziție. Și da, nu avem exclusivitate neapărat cu ei, ținem foarte aproape de producători deoarece credem și în produsul lor. Așa cum știi, BMW este o mașină premium, dar este și o mașină cu o ținută de drum foarte, foarte bună, ceea ce ne ajută pe noi la partea asta de conducere defensivă. Și de ce nu? Mai ales că în România există și acest stereotip că șoferul de BMW este cel mai nepoliticos. Noi vrem să schimbăm cumva treaba asta, să spălăm cumva imaginea asta. Tocmai pentru că școala BMW Driving Experience, care e fondată în 1977, este cea mai veche școală de condus din lume. Și din punctul ăsta de vedere, sunt cumva ușor complexat, pentru că în țările civilizate nu se întâmplă ce se întâmplă la noi în țară. Dar mă rog, aici putem să povestim mai mult și nu cred că e cazul acum. Spune-mi de ce, să zicem că eu n-aș fi venit la cursuri, spune-mi de ce un șofer ar trebui să vină la cursuri de conducere defensivă? Păi aici e foarte simplu, cred că ți-aduce aminte cum ne-am cunoscut noi. Da. Din păcate, și treaba asta se întâmplă la nivel mondial.
oamenii au prea multă încredere în competențele lor. Se numește efectul Dunning-Kruger. Și Dunning-Kruger, efectul ăsta spune că cu cât știi mai puține lucruri într-un domeniu, cu atât ai senzația că știi mai mult. Și de multe ori ne punem în pericol în mod inconștient. Prima întrebare pe care o pun atunci când vine un om la curs este: vă credeți un șofer bun? Cei mai mulți spun pe o scară de la 1 la 10 că sunt undeva la 8-9. Șofer bun nu înseamnă neapărat că ai ajuns în siguranță acasă până la, știu eu, experiența pe care ai căpătat-o până în momentul respectiv, pentru că așa cum ai văzut și tu, sunt situații în care dacă nu știi ce ai de făcut, da, vrei să faci o evitare, nu știi când să iei de volan, cât să iei de volan, unde să te uiți și ce să faci, tot felul de tips and tricks ca să eviți situația periculoasă, poți să provoci un accident, mă rog, care poate să aibă diverse urmări. În consecință, recomand ferm tuturor să vină la astfel de cursuri, pentru că vorbim de partea asta de risk management. Oricum, noi nu prea mai conștientizăm ce înseamnă pericole. Vezi în fiecare zi la știri că se întâmplă accidente și a mai murit un om. A ajuns cumva să ni se pară normal ca oamenii să moară din cauza accidentelor rutiere. Conform studiilor, 95% dintre acestea se pot evita, pentru că au ca factor care produce aceste accidente eroarea umană, exact ca în aviație. Dacă nu conștientizăm aceste pericole, nu o să putem să anticipăm. Și dacă nu putem să anticipăm, ajungem deseori în situații din astea periculoase, în care trebuie să frânăm tare, să facem evitări de urgență și așa mai departe. Nu ținem cont de vreme, de anvelope, de foarte multe lucruri care ne pot pune în pericol. Și atunci la astfel de cursuri venim ca să vedem exact ce se întâmplă în situația limită. Adică trecem de partea asta de conștientizare, trecem de partea de anticipare și punem pe oameni în mașini, pe un circuit, într-un cadru sigur și controlat, la limită. Facem evitări la limita aderenței, frânări de urgență. Știi, ai văzut și tu prea bine că oamenii nu știu nici să frâneze pe drept. Corect. Pentru că contează inclusiv cum apeși pedala de frână, cât de tare, cât menții presiunea pe care o aplici, cât de repede ridici piciorul din accelerați și îl pui pe frână. Nu știu dacă îți mai aduci aminte la exercițiul de frânare de urgență, momentul în care ridicai piciorul brusc din accelerație făcea ca mașina să înțeleagă că urmează să frâneze de urgență, creștea artificial presiunea în sistemul de frânare și pedala era tare de la început, nu mai avea cursa aia falsă care cumva e prezent acolo ca să nu ai un parcurs rigid și să nu îi dai pe pasager cu capul de geamuri sau de tetiere. Și atunci contează inclusiv toate lucrurile astea pe care nu poți să le afli decât la un curs, pentru că într-o situație periculoasă contează orice centimetru pe care mașina îl parcurge în plus, orice fracțiune de secundă în care tu poți să reacționezi mai repede sau nu. Multă lume nu conștientizează timpul acela de reacție de care ai nevoie când iei piciorul de pe accelerație pe frână. Asta a fost sau acesta a fost lucru care m-a șocat pe mine cel mai mult. Să zicem, la o viteză de 80 de km la oră, timpul acela de reacție. Vreau să ne spui cât e timpul de reacție și cât parcurge o mașină la 80 de km la oră între momentul luării piciorului sau între momentul conștientizării că e un pericol și efectiv a frânării. Va fi nevoie să fac un calcul pentru asta. În mod normal, oamenii nu iau în calcul timpul de reacție pentru că nu s-au gândit niciodată la asta. Uh-huh. Și ăsta e și motivul pentru care mulți pietoni se pun în pericol. Știi că deseori pietonii sunt călcați de mașini pentru că aleg să traverseze strada într-un moment nepotrivit. Dar în capul lor nu e un moment nepotrivit. Pentru că ei aproximează sau cel puțin încearcă să estimeze cam în cât timp s-ar opri mașina, cam în ce distanță, neluând în calcul și timpul de reacție, în care mașina, practic, tu de când ai văzut pietonul, de când ai văzut obstacolul, merge cu aceeași viteză până când pui piciorul pe frână. Și timpul ăsta de reacție, în mod ideal, dar mod ideal și ce înseamnă, cum ai fost tu la mine la curs pe circuit. Da. Adică ești pregătit pentru asta, este de o secundă. Într-o secundă, la 80 de km la oră, o mașină parcurge 22 de metri. Asta înseamnă că tu vezi obstacolul aici, na? Da. La 80 de km la oră, dar apuci să pui piciorul pe frână peste 22 de metri. Un fel, adică 4 sau 5 lungimi de mașină sau chiar 6. Da, exact. Da. Depinde de mașină. Depinde dar de cam, mașină, cam da, aia e. Da. Și ăsta e motivul pentru care atât pietonii, dar și șoferii se pun în pericol deseori pentru că nu iau în calcul timpul ăsta de reacție. Dar fii atent, asta se întâmplă într-o secundă. Tu imaginează-ți că oamenii stau acum foarte mult pe telefon. Adică timpul ăsta de reacție real e de 2 secunde, 3 secunde, poate chiar și mai mult. Așa este. Am auzit deseori oameni care scriu mail-uri în timp ce conduc. Am auzit deseori oameni care fac ședință în timp ce conduc. Fac video calls și așa mai departe. Deci n-aș lua ca referință chiar o secundă. Aș lua de la 2 în sus.
Și tot așa românii se gândesc, păi stai mă puțin, că eu mi-au mașină puternică, mi-au mașină sigură. În principal, toate mașinile moderne, noi, sunt destul de sigure, au sisteme de asistență, lasă că mă ajută ele. În caz de impact, lasă că sare airbag-urile, se contorsionează mașina, e ca o celulă, mă îmbracă și scap. Dar dau vina pe drumuri, asta vreau să spun, dau vina pe drumuri. 95% din români dau vina pe drumuri. Noi suntem pe ultimul loc în Europa la capitolul accidente rutiere. Suntem pe primul loc. Pe primul loc, da. Pe primul loc la accidente rutiere sau pe ultimul loc dacă e să ne referim la siguranța rutieră. Okay. Și noi dăm vina pe drumuri. Avem dreptate sau nu? Când vorbim de siguranță rutieră, există trei piloni importanți, se recunoscut la nivel mondial de autorități competente și care investesc foarte mulți bani în treaba asta. Primul pilon și nu neapărat cel mai important, pentru că sunt, așa cum am zis, trei și au cam aceeași importanță. Primul pilon este educația rutieră, care în țările civilizate începe în grădiniță, da? Deci la cel mai mic nivel. După care, autoritățile. Autoritățile care își fac treabă. Există sisteme de monitorizare, există infrastructură inteligentă și așa mai departe pentru partea asta de monitorizare. Și al treilea pilon este infrastructura care trebuie să fie, atenție, inteligentă și prietenoasă. De ce? Eu nu cred că infrastructura, dacă ești un șofer bun, un șofer responsabil, te poate pune în pericol decât în situațiile în care tu, din punct de vedere abilități, ai făcut tot ce se putea, da? Dar a căzut bolovanul de pe munte și a căzut peste mașina ta. Atunci, într-adevăr, cumva nu ai ce să faci. Dar sunt situații în care, nu știu, pur și simplu un alt participant la trafic te pune în pericol. Ai făcut o evitare de urgență, mașina a plecat într-un derapaj și intră într-o balustradă. Balustrada aia ar trebui să aibă în fața sa o zonă de atenuare a impactului, să te protejeze, nu să te omoare. Eu am avut recent un invitat, de care știi și tu probabil, Mircea merge mai departe, la podcastul pe care îl țin și eu, care a rămas fără ambele picioare din simplu motiv că în situația asta balustrada pur și simplu a trecut prin mașină și a tăiat ambele picioare pe loc. Da, din punctul ăsta de vedere contează infrastructura, dar în ceea ce privește modul nostru de a gândi atunci când suntem la volan, din punctul meu de vedere nu ar trebui să conteze deloc. Atâta timp cât drumul nu e ofertant și nu ți oferă posibilitatea să faci anumite lucruri, nu le faci. Că scopul principal când te urci în mașină și folosești mașina ca pe un mijloc de transport este să ajungi în siguranță la destinație. Ei bine, deseori confundăm treaba asta, deseori ne considerăm pe circuit, deseori mașina e o parte a identității noastre și vrem să demonstrăm și să arătăm celor din jur ce puternici suntem noi și ce statut social avem și, mă rog, toate lucrurile de genul ăsta. Și da, ne punem în pericol în mod inconștient. Care e cea mai mare greșeală pe care o fac șoferii la volan? Telefon, viteză? Punctual n-aș putea să zic că am un top, pentru că sunt foarte multe lucruri care ne pun în pericol. Eu cred că până la abilități, da, sau până la faptul că, nu știu, stau pe telefon, e modul de a gândi. Trebuie schimbată cumva paradigma asta, pentru că nu avem un risk management bun. Nu avem risk management bun și ai văzut că și la curs ăsta e primul capitol, da? Pentru că suntem deseori grăbiți. Oamenii nu mai au răbdare să facă nici măcar lucruri faine pentru ei, să trăiască fain, să aibă calitatea vieții bune. Și atunci, deseori nu conștientizăm că pericole sunt la tot pasul, ne punem în pericol deseori, uite, hai să dăm cel mai bun exemplu. Pleci de acasă la serviciu, da, vorbind la telefon. Știi că vorbitul la telefon provoacă foarte multe accidente, dar fără să putem măsura cumva treaba asta. Pentru că atunci când tu provoci un accident vorbind la telefon în care nu ai acordat prioritate, pe procesul verbal nu o să scrie polițistul că ai provocat accidentul pentru că ai vorbit la telefon și că nu ai fost atent, ci pentru că nu ai acordat prioritate unui alt participant la trafic. Deseori facem treaba asta, vorbim de la telefon din plictiseală sau pur și simplu avem foarte multe lucruri de făcut în același timp, vrem să fim multitasking și ne punem în pericol inconștient, pentru că oamenii au senzația așa, vorbesc la telefon pe drumul de acasă către muncă, pentru că o să fiu mai eficient, rezolv niște lucruri și oricum am car kit. Da. Ei bine, știi ce spune legea? Că atunci când polițistul te vede cu telefonul în mână, vorbind la telefon, îți dă amendă. Dar nu-ți dă amendă și că vorbești la telefon pe car kit.
Da. E specificat undeva în legea asta? Nu. Nu. Și atunci eu mă duc cu gândul la următorul lucru. Înseamnă că cine a făcut această lege s-a gândit așa. E periculos să ai o mână blocată, nu? Da. Și este. Dar o mână blocată pot să o am și pe țigară sau da. Pe o sticlă din care beau apă sau pe un sandwich sau pur și simplu o mână care îți stă pe cotieră. Da. Și atunci de ce nu există o lege și pentru asta? Noi dacă nu ți-ai ambele mâini pe volan, e amendă. Problema aici apare în momentul în care convorbirea telefonică devine un proces cognitiv complex. Și indiferent de metoda pe care o aleg să o port, da? Fie că folosesc car kit, fie că folosesc, nu știu, căști, wireless și așa mai departe, în ceea ce privește creierul, este fix același lucru. Pentru că nu avem o mână blocată, avem creierul blocat. Convorbirea telefonică poate să fie de genul nu uita diseară când vii acasă să iei o sticlă cu suc și am închis. Nu este absolut nicio problemă. Deseori am și eu astfel de convorbiri. Dar în momentul în care sunt de plictiseală pe cineva sau pentru că am un drum lung de făcut și, nu știu, vreau să rezolv alte lucruri și intru, nu știu, în calcule, în discuții, mă sună șeful, nu știu, a pățit cineva drag ceva acasă, convorbirea respectivă devine un proces cognitiv complex. Asta înseamnă că activitatea mea principală nu va mai fi condusă, va fi convorbirea respectivă. Și în momentul ăla, eu de fapt inconștient ce fac? Nu mai sunt atent la drum, creierul meu procesează foarte multe informații pe care le primește la convorbirea telefonică și apare un fenomen care se numește orbire perceptivă. Și anume, momentul ăla în care, tu le știi deja, pleci de acasă din punctul A în punctul B, da? Pe drum vorbești la telefon, sau nici măcar nu trebuie să vorbești la telefon, ești gânditor. Și când ajungi la destinație, zici... Bă, dar când am trecut eu prin nu știu ce intersecție? Sau să-mi amintești o bucată de drum. Cu toții am trecut prin faza asta. Dacă în momentul ăla ai trecut printr-o intersecție al cărei semafor era galben intermitent și dedesubt semnificația indicatorului era cedează trecere sau oprire, oare l-ai respectat sau nu? Șansele sunt 50-50. Studiul ăsta e făcut de US National Council of Safety, cei care se ocupă de siguranța rutieră în Statele Unite, unde chiar se ține cont de treaba asta. A fost un caz în care o doamnă a plecat vorbind la telefon de acasă, a trecut prin 7 intersecții pe galben intermitent, în primele 6 a avut prioritate, în ultima a avut cedează trecerea. N-a respectat semnificația indicatorului, pentru că nu l-a văzut efectiv, da? Ea se uita în față ca printr-un tub, era ca pe un pilot automat și a intrat într-un autobuz și a omorât 14 copii. Și din punctul ăla a fost, să zicem așa, bottom line bun. Trebuie să vedem ce se întâmplă în creierul oamenilor pentru că convorbirea telefonică te poate ucide și este un silent killer. Adică în momentul de față sunt convins că telefonul mobil provoacă mai multe accidente decât orice alt motiv. Neacordare de prioritate, pietoni. Doar că nu putem să conștientizăm treaba asta. Nu putem măsura real să putem lua niște decizii într-un timp corect. Deci în ceea ce privește partea asta de care e cea mai mare greșeală, cred că asta, modul nostru de a gândi. Plus că deseori când plecăm de acasă, noi mergem la serviciu unul împotriva celuilalt. Atunci când ne urcăm într-un autobuz 40 de oameni, plecăm cu toții către serviciu, corect? Dacă îi dai jos pe cei 40 de oameni și îi pui pe fiecare într-o mașină, devine o competiție. Care ajunge primul, care trece primul prin intersecție, au lăsă prin verde și așa mai departe. Și treaba asta nu creează bunăstare deloc între noi și creează tot felul de momente în care, nu știu, ești pe o străță lăturalnică, cucedează trecerea, cei de pe drumul cu prioritate te lasă să ieși. Te frustrează, te complexează. Șansele ca tu să repeți gestul ăsta și să lași pe cineva să iasă, să-i dai prioritate, sunt foarte, foarte mici. Și de asta suntem în punctul ăsta. Oamenii sunt foarte răi. Ai terminat-o brusc așa, cu oamenii sunt foarte răi. Care este greșeala, sau care crezi tu că e greșeala pe care o faci tu în trafic, cea mai mare? Dacă este să faci vreuna. Cea mai mare, da, eu fac multe greșeli în trafic. Mare parte dintre ele sunt greșeli asumate. Lucrez la treaba asta deseori pentru că am și o afacere de condus, trebuie să fac cât mai multe lucruri în același timp. Aleg să stau pe telefon când sunt la semafor. Uh-huh. Mi se întâmplă și mie, recunosc. Adică... Da. Sunt situații în care, cred că acum vreun an a fost un clip viralizat pe social media în care pe maghieru șoferul unei mașini care venea dinspre Victoriei a pierdut controlul și s-a izbit de un stâlp. Și toată faza asta era filmată de camera de bord a unei mașini care stătea. Da. Eu îmi imaginez dacă mașina aia derapa 2 metri mai în stânga, ce se întâmpla cu cei care stăteau la semafor?
Da, erau loviți. Dacă în situație, vezi, asta se întâmplă poate o dată la 10 ani sau ți se poate întâmpla ție o dată la 10 ani, dar e suficient ca viața ta să se schimbe la 180 de grade. Și accidentele așa se întâmplă, nu te întreabă dacă ești pregătit, dacă nu ești pregătit. Mie mi se pare că atât timp cât ești la volan, nu trebuie să faci nimic altceva decât să conduci. Și mă fură treaba asta, stau pe telefon la semafor și mi se mai întâmplă să nu văd când se face verde. Mă face să mă simt foarte rău treaba asta, pentru că eu merg cu o mașină care e colantată în felul ăsta și ăstea sunt momentele în care îmi dau seama că, băi, am încurcat, am făcut ceva rău. Cei din spate m-au claxonat, probabil că una dintre mașinile din spatele meu nu o să mai apuce să treacă pe culoarea verde. Și mă face să mă simt rău, pentru că eu asta vreau să fac toată viața, asta vreau să transmit, siguranță rutieră și cumva o bunăstare în ceea ce se întâmplă în traficul din România. Și crezi că în cazul în care, să zicem, ar derapa o mașină, șoferii ar fi la semafor, ar fi foarte atenți, ar avea timp să iasă din mașină, să fugă, nu e mai sigur? Nu să fugi. Nu să fugi, dar în situația pe care ți-am prezentat-o mai devreme, în care mașina respectivă a intrat într-un derapaj, eu, de exemplu, am o mașină cutie de viteze automată, da? Da. Era foarte simplu să virez stânga, să apăs accelerația și să plec din grupul respectiv. Da. Adică mai ai o șansă. Da. Altfel, dacă ești cu capul în telefon, plus că stând cu capul în telefon, nu ești pregătit de impact. Nu știi ce ai de făcut. Știi cum e, dacă te pregătești de un impact, instinctul de conservare te ajută să faci niște lucruri. Te ții de volan, te împingi un pic în picioare, te pregătești de impact. Altfel, ești ca o legumă care așteaptă să fie lovită de un proiectil. Uite, venind spre studio, spre podcast, aveam intersecție, m-am încadrat pe banda de stânga, eu făceam stânga, mașinile din fața mea plecaseră, eu încă nu aveam loc să înaintez, printre mașini, vum, o motocicletă. M-a depășit, eu efectiv nu am auzit-o, nu am văzut-o, pentru că nu mă așteptam să vină și a venit și cu viteză. Ce părere ai despre siguranța în trafic în ceea ce privește motocicliștii? Tu ca șofer, ce trebuie să faci ca să ai în vedere motocicliștii? Tu ca motociclist, ce trebuie să faci ca să te ferești de șoferi neatenți? În primul rând, și asta e un lucru extrem de important, oamenii trebuie să învețe să folosească oglinzile. Oglinzile nu se folosesc doar atunci când ai nevoie. Oglinzile nu se folosesc, nu te asiguri în oglindă, doar atunci când vrei să depășești sau să te muți de pe banda 1 pe 2 sau invers. Trebuie să știi în permanență ce ai în jurul tău. Pentru că deseori se întâmplă să stai la semafor și să treacă o motocicletă prin stânga ta, printre tine și mașina de pe partea stângă sau prin dreapta ta și așa mai departe. Și atunci, noi suntem într-o cușcă de metal, suntem mult mai protejați. Dacă vrei să fii un șofer bun, trebuie să te asiguri că îl protejezi pe cel care e mai puțin protejat, adică cel de pe motocicletă. Da. Cel de pe motocicletă, dacă a picat de pe motocicletă, își poate rupe o mână, un deget, un picior și așa mai departe. Asta în cazul în care poartă cască și echipament. Deci ne luăm cazul ideal. Da. Eu nu mai merg cu motorul pe stradă, cu toate că am permis din 2007, am avut și motoare de pădure și de stradă și așa mai departe, pentru că mi-am dat seama și s-ar putea să nasc mult hate cu afirmația asta. Eu nu cred că există în prezent motociclist în România care să respecte regulile de circulație. Nici măcar unul. Nici măcar unul. Adică sunt convins că unde ai viteză maximă admisă 50, foarte puțin merg întotdeauna cu 50. Nu spun că nu respectă 100%, da. Dar sunt situații în care, nu știu, pe autostradă, eu n-am văzut motocicletă, rar, poate un chopper, să meargă cu maxim 130. În rest, 200, 250. Dar, repet, am avut și eu motocicletă și știu ce te îndeamnă motocicleta să faci. Așa este. Eu am fost deseori în situații în care am zis, deci treceam pe lângă camion, repet, acum mulți ani și ziceam, dacă nu mor acum, e ceva fantastic. Deseori. Iar cei care merg cu motociclete de viteză sunt convins că sunt hrăniți de euforia asta pe care ți-o dă viteza. Viteza, care de altfel este cel mai periculos factor care agravează cumva ce se întâmplă într-un accident, îți dă un beneficiu fals pe termen scurt de împlinire. Și ori de câte ori mergi cu viteză și nu ți se întâmplă nimic, beneficiul ăsta se întărește, crește, devine mai stabil acolo în mintea noastră. Și ai tendința să exagerezi de fiecare dată până într-o zi în care se întâmplă un accident. Și ai văzut ce accidente se întâmplă cu motoare de obicei. Da. La viteză, când ai căzut de pe motor, pe stradă, unde nu ești pe circuit, adică
ai de ce să te lovești, deseori mori. Da, din păcate. Da. Și crezi că în alte țări sunt mai puține accidente pentru că există o educație rutieră mai bună? Wow, aici e super mult de povestit. Cred că ai circulat și tu cu mașina pe afară, nu? Da, de mult. Ai văzut că unde-i 30, e 30. Da. Dar e 30 pentru toată lumea. Sunt oameni conștienți care aleg să aibă genul ăsta de abordare când sunt la volan și sunt oameni care, ok, nu sunt conștienți, dar sunt constrânși de autorități pentru că există monitorizare, dacă ai depășit viteza, ți-a venit amenda acasă care poate să fie de la 300 de euro în sus și știi cum e, îți vine azi una, mâine una, poate rămâi și fără permis și nu-ți permis să faci treaba asta pentru că mașina e un rău necesar, ca să zic așa. Deseori, dacă locuiești în Germania, de exemplu, da, nu lucrezi la 5 km de casă, poate lucrezi la 100, poate lucrezi la 150. Sunt oameni care fac naveta, 200-300 de km pe zi. N-ai cum să rămâi fără mașină. Și atunci ei înțeleg că mașina pe stradă este un mijloc de transport și dacă vrei să te bucuri de ea, te duci pe un circuit. Iarăși, aici o să vii, dar noi nu avem circuite. Avem. Avem două circuite de viteză în România. Organizez deseori track days, dar ce să credeți? Oamenii care spun că nu avem circuite nici nu vin la track days. Uh-huh. Și iarăși ne întoarcem la mentalitate. Deci totul ține în principiu de mentalitate. Da. Toate motocicletele sunt rapide, dacă este să le luăm în comparație cu mașinile. Dar eu primesc sute de mesaje. Salut! Am 18 ani, fac 18 ani, am 19 ani, vreau să-mi iau mașină și mă întreabă. Mașina asta este bună pentru un începător. Și dau exemple, de la Logan, la BMW-uri, la absolut orice tip de mașină. Care este, sau ce mașină recomanzi tu începătorilor? Să știi că nu fug de mașinile cu putere mare. Nici eu. În sensul în care, din punctul meu de vedere, atât timp cât ai o mașină performantă, s-ar putea ca într-o situație periculoasă să ai un avantaj. Să te ajute, da. Pe de altă parte, este un cuțit cu două tăișuri. Dacă nu știi ce să faci cu mașina respectivă, poți să mori așa cum te poate salva. Ba mai mult, atunci când ești tânăr, știi cum, îți doresc să demonstrezi. Chiar mașina pentru anumiți tineri sunt precum copiii adulților. Investesc foarte mult timp, foarte mulți bani. Le spală, le îngrijesc, e o parte a identităților. Și aici se mai naște un lucru foarte interesant. În momentul în care tinerii pun mâna pe o mașină din asta mai performantă, au senzația că vine cumva la pachet și cu ceva abilități de condus. Și este un miraj. E ceva foarte periculos, pentru că în momentul în care ajungem în gașcă și printre toate Loganurile eu vin cu M3-ul, eu trebuie să vă arăt vouă ce știe M3-ul, respectiv ce știu eu. Corect. Da. Și ajungem în punctul în care, după cum știi că, na, tinerii între 18 și 24 de ani în România provoacă cel mai multe accidente rutiere. Și ca să înțelegi că, uite, dau dintr-una într-alta, deci în România cei mai mulți oameni mor în accidente rutiere între 18 și 24 de ani, iar în Suedia, în anul 2020, nu a murit niciun om între 18 și 24 de ani. Atât de diferit suntem. Crezi că are legătură acest fapt cu școala de șoferi? Ce se învață la școala de șoferi astăzi este suficient pentru a te aventura în trafic? E strânsă legătură cu școala de șoferi. Inițial eram destul sau poate prea răutăcios cu școlile de șoferi și cu instructorii auto. Mi-am dat seama de-a lungul timpului că poate n-am procedat suficient de corect, pentru că sunt absolut convins că sunt și instructori cu vocații și care își doresc să facă lucruri. Pe de altă parte, în 30 de ore de condus, sincer, nu ai cum să înveți să conduci. Poți doar eventual să înveți să-ți iei permisul de conducere. Da. Și spun asta pentru că eu fac și un curs, se numește After School, cu cei care își iau permisul proaspăt, ies cu ei în trafic și văd exact ce nivel au de pregătire. Slab, total slab. Foarte, foarte rar se întâmplă să văd un om care știe să folosească comenzile mașinii, care nu calcă ambreiajul în locul înaintea frânei și tot felul de astfel de lucruri pe care le înveți greșit în școala de șoferi. Pe de altă parte, știi cum e? Da, experiența contează foarte tare. Și experiența se poate căpăta doar mergând, făcând kilometri. Dar, din punctul meu de vedere, kilometrii ăștia trebuie făcuți pe o bază bună. Dacă tu în școala de șoferi ai învățat că
prima pedală pe care o calci atunci când vrei să oprești mașina este ambreiajul și faci un milion de kilometri așa, este foarte, foarte periculos. Pentru că e clar că nu înțelegi ce face ambreiajul la o mașină. Și e clar că într-o situație în care trebuie să oprești repede mașina, mașina poate să mai meargă un metru sau doi. Dacă n-ai pe nimeni în față, nu e nicio problemă. Dar dacă ai un pieton, scenariul e cu totul și totul altul. Școala de șofer trebuie să facă neapărat ceva. Trebuie să schimbe clar toată structura, trebuie să schimbe clar tot ce înseamnă, nu știu, partea asta pedagogică în care, ok, mergem și facem legislație. Când se face, unde se face, că am auzit tot felul de astfel de povești. Dar legat de partea practică, trebuie să se întâmple o schimbare. Oamenii nu sunt deloc pregătiți să iasă în trafic. Eu, din punctul meu de vedere și văd treaba asta zilnic la cursuri, 8 din 10 șoferi ajung acasă dintr-un pur noroc. Nu pentru că știu să conducă, ci pentru că pur și simplu nu ajung în situații periculoase. Pentru că la prima evitare la care ar ajunge, vor provoca un accident. Ce părere ai despre școala de șoferi pe modele automate? Implicit electrice, pentru că și alea sunt toate automate. Eu am o părere bună, aș putea să spun. Din simplu motiv că dacă s-ar începe pe o cutie de viteze automată și s-ar continua pe o cutie de viteze manuală, ar fi ideal. Da. Din simplu motiv că dacă tu te duci acum la școala de șoferi, știi cum începe școala de șoferi? Mai țin minte. Ai mai condus? O să te întrebe. Da. Am mai condus așa, pun pic prin parc. Ok, hai, mergem direct în trafic atunci. Și ăla e momentul în care tu, din start, ai de multă presiune pe tine că nu ești concentrat la ce se întâmplă în jurul tău. Tu ești, de fapt, concentrat la ce pedale să apeși, cum să ții mâinile pe volan, cum să schimbi viteza, te uiți la schimbător, auleu, stai cam și oglinzi, stai cam și semnalizator. Dacă și plouă, trebuie să pornești și ștergătoarele. Tu numai condus nu faci acolo. Tu, de fapt, înveți care sunt comenzile, înveți cum să ai acces la aceste comenzi. Gândește-te că, din punctul meu de vedere, primul lucru pe care trebuie să-l faci în școala de șoferi, separat de faptul că mașina trebuie prezentată într-o anumită manieră, ar trebui să te duci într-un cadru din ăsta safe, da? Adică fără trafic, hai să nu zicem neapărat un circuit, poate într-o parcare mai mare, și să înveți să ții mâinile pe volan, să stai în scaun. Poziția corectă la volan este un subiect neglijat deseori, dar extrem de important. Noi am ajuns la o vorbă. Arată-mi cum stai la volan ca să spun cum conduci. Apoi, să înțeleagă beneficiul purtării centurii de siguranță. Cum circulă mâinile pe volan? Toate lucrurile astea, puse cap la cap, da, creează un cumul de factori de care tu trebuie să ții cont. Dacă în momentul în care vrei să înveți toate lucrurile astea, ești în trafic, n-o să înveți ceva, ceva scapă, n-o să înveți ceva corect. Și atunci eu aș alege să începe o cutie de viteze automată, pardon, într-un cadru de genul ăsta și să încep cu mișcarea mâinilor pe volan. Este esențial. De ce? Pentru că separat de ce se întâmplă tehnic, adică cum mișc volanul către stânga sau către dreapta, trebuie să înveți unde te uiți înainte să mișci volanul. Partea asta de point fixation sau line of vision, cum o denumim noi, face 80% din ceea ce înseamnă controlul unei mașini într-o situație periculoasă. Și dacă nu începem cu treaba asta, tot ce se întâmplă e fals. Și atunci, da, cred că ar trebui să ne concentrăm pe ce facem cu mâinile, ce facem cu ochii și abia după să începem să ne concentrăm pe ambreiaj, cum ridici ambreiajul, cum îl țin cuplaj, cum pleci din rampă și așa mai departe. Adică să ai cumva, să capezi deja o încredere în tine și în abilitățile tale. Să nu stai să te mai concentrezi la atât de multe lucruri deodată. Dar din păcate nu se întâmplă asta. Cine face pe cutie automată rămâne pe cutie automată, cine face pe manuală rămâne pe manuală. Nu-mi dau seama dacă legislația, nu știu sincer, aș vorbi prostii, dacă mi-am luat permisul pe cutie automată. N-ai voie să conduci manuală. Da, am auzit recent că nu-ți poate interzice nimeni, că nu scrie pe permis că ai făcut cutie. Nu scrie? Nu. Interesant. Atunci, da. Dar repet, s-ar putea să zic o prostie acum. Am auzit treaba asta recent. Eu nu am văzut un permis fizic să mă uit pe el să văd dacă scrie sau... Da, nici eu nu am văzut, dar am tot zis că o să întreb pe cineva care... Dacă știe măsură. Cineva, scrieți în comentarii. Da, exact. Chiar sunt curios. Exact. Vin tineri la cursul de conducere defensivă? Sau care e procentajul? Surprinzător, am avut în 2022 extrem de mulți tineri și cu mașini puternice care au venit la un curs de condus defensiv. Și de ce spun asta? Când aud oamenii de curs de condus defensiv, se gândesc, păi mă duc acolo să învăț să merg încet cu mașina. Oameni buni, cursul de condus defensiv modulul 3 are în structură ture rapide de circuit sau evitări la 130. Noi nu vă învățăm să mergeți încet. Noi vă punem în niște situații limită ca să înțelegeți care sunt reacțiile voastre. Da.
ce se întâmplă cu mașina, care e limita aderenței, ca voi după să aveți cumva o vedere de ansamblu mai bună asupra ceea ce se întâmplă și să deveniți niște șoferi care, atenție, fac niște alegeri mai corecte în situații periculoase sau nu ajung în situații periculoase tocmai pentru că fac niște alegeri corecte la timp. De ce crezi că se grăbesc românii? Să zicem, ai un drum, mergi cu un drum normal, 90 limită, mergi cu 90, mergi cu 100 și vin alții și te depășesc 120, 130 și gonesc ca nebunii, dar dacă este să calculăm viteza medie, să zicem că am face același drum, dacă este să calculăm viteza medie între mine și el, viteza medie a lui nu e cu mult mai mare pentru că el tot timpul se oprește, mai dă în altă mașină, iar trebuie să depășească, se oprește, iar mai dă și poate că ajunge cu 10, 5, hai 15 minute mai devreme. Mm-hmm. Merită așa ceva? Evident că nu merită. Eu am făcut calcule din asta București-Sinaia, București-Constanța. Da. Ajung cu 7, 10, poate 10 minute mai devreme în condițiile în care ca să faci treaba asta trebuie să mergi foarte tare. Da. Adică foarte, foarte, foarte tare, da? Da. Și atunci, aici e o poveste un pic mai complicată pentru că e clar că oamenii care fac treaba asta și acum hai să nu vorbim, să nu mergem într-o zonă atât de exagerată în care în loc de 100 merg cu 120. Da. Dar dacă în loc de 100 merg cu 150 pe tronsonul respectiv, atunci e clar că eu nu înțeleg ce se întâmplă din punct de vedere fizic cu mașina într-o situație periculoasă. Da. Din punctul meu de vedere, toți oamenii ăștia care merg tare cu mașina, să nu intrăm și în zona în care să povestim că se filmează în timp ce fac asta, da? Nu știu să conducă. Ei nu înțeleg că din punct de vedere fizic există o distanță în fața mașinii în care dacă ți apare un obstacol, cât de bun șofer ai fi, nu ai cum să-l mai eviți. Ăsta trebuie să fie mindset-ul. Ori de câte ori mergi cu o anumită viteză pe un anumit sector de drum, trebuie să estimezi că în fața mașinii, să zicem la 30 la oră, da? Da. Preț de 12 metri orice ți apare, lovești. Da. 30 de km la oră, unde avem viteza asta? Pe tronsoanele unde sunt grădinițe, școli, aglomerări de copii, complex de rezidențial și mai departe, da? Merge cineva cu 30 de km pe acolo? Nu. Nimeni. Dar dacă oamenii s-ar gândi așa, merg cu 30 de km la oră, da? Pe partea dreaptă sunt mașini parcate, pe partea stângă la fel, dacă e sens unic, în fine, da? Preț de două mașini în față, orice mi-apare, lovesc. Crezi că ar mai merge cu 50 sau cu 60 pe acolo? Dar vezi, e vorba tot de modul nostru de a gândi și de faptul că nu conștientizăm pericole și așa mai departe. Și aici intervenim noi. Noi asta facem, conștientizare, îmbunătățirea abilităților prin repetiție. E o treabă care se modifică probabil în 15-20 de ani în România, atenție. Nu o să se întâmple până la anul absolut nimic. Nu o să vedem rezultate într-un timp foarte scurt. Dar mi-a plăcut într-un film un proverb grecesc care spunea așa că o societate se dezvoltă armonios, se dezvoltă sănătos, atâta timp cât oamenii în vârstă plantează copaci la umbra cărora știu sigur că nu se vor odihni niciodată. Și asta cred că facem noi acum. Corect. Da? Da. Adică eu nu fac pentru mine. Siguranța rutieră în momentul de față în România nu este o opțiune. Este o obligație pentru noi și pentru generațiile viitoare. Ce fac eu acum? Probabil că o să aibă rezultat peste 20 de ani. Dar peste 20 de ani copiii mei vor avea permis. Și numai gândul că peste 20 de ani traficul va fi la fel, mă face să nu dorm noaptea. Ai experimentat atâtea mașini, tracțiune față, tracțiune spate, integrală, hai că intrăm pe tehnic. Electrice. Mă interesează subiectul electricelor, pentru că sunt mult mai grele decât mașinile termice, chiar dacă bateria e situată jos și avem un centru de greutate coborât, toată masa aia la o frânare își spune cuvântul. Dar pe viraje, la fel, oricât de bune ar fi anvelopele, suspensiile, la limită, o electrică, o mașină mai grea se va comporta altfel. Uh-huh. Ai vreun sfat pentru cei care își cumpără mașini electrice și cred că sunt exact ca mașinile termice sau ai descoperit tu ceva în toată testarea ta? Din fericire sunt mai puțin oamenii care le tratează ca pe niște mașini cu motor termic. În general, cei care își cumpără o mașină cu motor electric caută zona de eficiență, zona de mobilitate cu emisii reduse, caută autonomie și atunci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că cei care conduc mașini electrice, sau cel puțin din tot ce am întâlnit eu până acum, șoferii sunt mai puțin predispuși să provoace accidente. Da. Din punct de vedere ținută de drum, să știi că cam tot ce am experimentat eu până acum, mașinile sunt foarte performante.
Într-adevăr, zona de frânare nu mă fascinează în momentul de față. Cred că o mașină electrică accelerează foarte, foarte fain și ai cuplul la instant, dar nu frânează la fel de bine. Am avut recent, nu o să dau nume că nu asta e important, niște teste cu o mașină electrică. Am făcut niște frânări de urgență la 200 de km la oră. Evident că a fost o exagerare pentru că am vrut să fie mașina la limită. Eram pe circuit, evident. La a doua frână, la 200, au luat foc frânele. Wow. Pentru că au luat foc frânele, a început toată mașina, s-au înroșit toate ecranele. Danger, danger, brakes too hot, brakes too hot. Și am fost nevoit să fac un tur de răcire pentru că pur și simplu ieșea fum din roți. Da. Din frâne, pardon. Deci din punctul ăsta de vedere, uite, dacă știi BMW i3, da, care arată ca o telecabină, adică e foarte îngustă și îngustă, da? Bună asta, da. Da. Aparent ai senzația că e o mașină care la primul vreo s-a răsturna. Dar nu ai idee ce evitări am făcut cu BMW i3. Deci mașina are o ținută de drum absolut fantastică, tocmai pentru că acele baterii sunt pe podea și contribuie cumva la centrul ăsta de masă care, până la urmă, dă stabilitatea mașinii și îți dă comportamentul mașinii. Mie nu-mi plac mașinile electrice din simplu motiv că sunt mai old school așa. Nu cred că ăsta este viitorul 100%. Sunt absolut convins că vor apărea tot felul de combustibili care vor emite mai puține noxe. Sunt absolut convins că cele pe hidrogen vor căpăta mai mult teren. Dar trebuie să ținem cont de ele. Mare atenție că foarte multe sunt mai mult niște gadgeturi și oamenii sunt tentați să stea să se joace pe PlayStation, să-și pună filme sau șemineu cum arde în sobă și așa mai departe. Deci cumva producătorii, chiar dacă fac treaba asta și fac ca habitaclul să fie cât mai prietenos și pun tot felul de brizbrizuri, să nu uităm că scopul e să conducem acolo. Și cam atât din punctul ăsta de vedere. Deci ca ținută de drum nu mi se pare o diferență atât de mare. Bună explicația cu gadgeturile din mașini. Consider că mașinile moderne cu ecrane mari, frumoase, cu diverse brizbrizuri îți distrag atenția de la volan? Evident. 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 Asta este și scopul unui producător este de a, așa cum am zis mai devreme, de a crea un produs vandabil, da? Tot ce înseamnă lumină, tot ce înseamnă, nu știu, chestii de confort, inclusiv culoarea luminii, că dacă e portocaliu îți spune ceva, dacă e verde îți spune altceva, dacă e alb, dacă e roșu, dacă e albastru și așa mai departe. Ei își doresc să vândă mașini și fac treaba asta. Bun. Noi nu trebuie să picăm în această capcană, adică, da, ok, alegi mașina cu ochii pentru că îți place cum arată interiorul. Dar dacă circul noaptea, dă lumini la minim. Adică învață să folosești ce îți oferă producătorul în beneficiu tău. Producătorii acum fac tot felul de sisteme care să-ți preia din sarcini. Dar știi ce fac șoferii? În momentul în care pun mâna pe o mașină care face lucruri pe care le făceai tu înainte, își găsesc alte îndeleniciri la volan. Da. Producătorii de ce fac treaba asta? Ca tu să fii cât mai atent la condus. Doar că oamenii înțeleg greșit. A, păi ține banda singură, da. Hai că mă culc. Știi? Cum se întâmplă în Tesla, de exemplu, că am văzut N accidente în state în care puneau pe pilot automat și se culcau. Sunt absolut convins că în cartea de la Tesla, nu am citit, nu știu 100%, dar sunt spre 100% convins că scrie că pilotul automat, când este activ, nu ai voie să dormi. Adică da, sunt absolut convins de treaba clar, asta. Și clar, că trebuie să fii prezent și că în cazul în care, nu știu, se întâmplă ceva, să poți să reacționezi. Da, dar da, vezi, oamenii înțeleg cu totul și totul altfel, tocmai pentru că nu se informează, nu citesc despre partea asta de tehnologie și... Și dintre toate sistemele astea, mă refer la... Ele se numesc sisteme active de asistență ale șoferului. Pilot automat adaptiv, menținere de bandă, menținere distanței față de mașina din față, virare automată, frânare automată din lateral, din spate, asistent ung mort, toate pe care le testez eu aproape zilnic. Da. Care ți se par utile și care nu? Mamă, mi se par foarte multe utile. Noi facem și cursuri, suntem singuri din România pentru că suntem singurii certificați internațional, adică și nu vreau să fiu sune ca o chestie laudativă, dar așa e, membrii echipei noastre sunt toți trainer certificați la BMW în Germania. Motiv pentru care sunt multe centre de testare în România care aleg să facă cursuri și certificări cu noi. Cei de la Continental Systems, de exemplu, da? Care practic dezvoltă aceste sisteme. Și am testat tot felul de sisteme de genul ăsta în medii mai diferite decât cele de pe stradă. Am văzut care sunt problemele, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Mie mi se pare foarte, foarte, foarte utilă treaba asta cu frânarea automată. Da. Adică sunt situații în care, tocmai pentru că oamenii stau foarte mult pe telefon, sunt absolut convins că, nu știu,
la un moment dat poate să-ți ară un pieton în față, tu să fii cu ochii în telefon și mașina să frâneze singură. Da. Iarăși, și până și producătorii spun, nu te baza 100% pe sistem, că e un sistem electronic, se poate defecta ceva, poate nu există backup pentru sistemul respectiv și atunci, da, cel mai bun sistem de siguranță activ tot tu ești. Dar sunt sisteme care ne ajută foarte tare. De exemplu, ăsta cu frânarea autonomă. Avertizorul luminos din oglindă pentru unghiul mort. Eu mă urc în mașini și îmi dau seama că oamenii nu știu să regleze nici măcar oglinzile laterale. Tu gândește că sunt oameni care nu se asigură decât în oglinda din interior. Asta mi se pare... Oglindă care e opțională, atenție. Da. Pentru că sunt mașini care nu au oglinda din interior. Dubele. Da. Da, și atunci e clar că obligatorii sunt cele din lateral. Nici măcar asta nu știu să facă bine. Și atunci, uite, vezi niște sisteme care par banale. Legat de sistemele de siguranță active, ABS-ul. ABS-ul este un sistem de siguranță activ care, și oamenii nu înțeleg ce face. SP-ul, DSC-ul, toate sistemele astea de control care te salvează de multe ori din situații în care tu, dacă ai fi fost pus fără aceste sisteme, ai fi provocat un accident. Ele de multe ori intervin atât de fin încât ai senzația că tu ai controlat mașina. Da, așa și aici se naște un alt pericol. Intri într-un viraj de 80 de km/h la limita aderenței cu 90. Sistemul intervine fin și te ține pe drum. Și tu ai senzația, ce bun am fost în virajul ăsta. După care intri cu 100. Uh-huh. Intervine puțin mai violent, dar tot stă pe drum. Tu nici măcar nu știi ce a făcut în virajul respectiv. Tu nici măcar nu conștientizezi că poate sistemul a frânat o singură roată de pe puntea spate, un exemplu. Tu ai senzația că te-am frânat un pic, ți-a tăiat un pic puterea motorului și aia a fost. Nu. Următoarea dată, intri cu 120, că mai ai și cu un prieten căruia vrei să arăți ce poți. Uh-huh. În situația asta, niciun sistem din lume nu poate să învingă legile fizicii. El o să intre în funcțiune și se aprinde acolo în bor și uite, și ți arată, uite, sunt la muncă, vreau să corectez, dar dăm și timp și spațiu să fac corecțiile necesare. O să corecteze, dar prea târziu. De aceea, indiferent de câte sisteme active și pasive, evident, că ai spus mai devreme de airbag, are o mașină și aș vrea să ne întoarcem un pic la partea cu airbag-ul. Da. Cel mai important sistem de siguranță activ e șoferul. Accelerația e la tine, frâna e la tine, volanul e la tine. Niciun sistem nu o să-ți ia volanul, atenție. Așa e. Nu există un sistem care să-ți contravireze. Acum se lucrează, am auzit, la ceva de genul, dar mai durează până o să apară pe toate mașinile. Îmi place foarte tare... sistemul care ține distanța față de mașina din față, mai ales când merg încet. Și mie. Prin oraș. Bară la bară. De comod. Da. Chiar și pe autostradă, dacă vrei să faci un drum lung, parcursul o să fie mai odihnitor. Că de fapt despre asta e vorba. Tu să te miști cât mai puțin, să stai cât mai relaxat și să ai un parcurs mai odihnitor. Dar scade atenția. Din păcate scade atenția, le scade atenția celor care nu înțeleg ce face sistemul. Da. Pentru că sistemul nu spune așa... ia mâine de pe volan și uită-te și vorbește cu pasagerul. Da. Îți spune că trebuie să fii în permanență prezent și pregătit să intervii. Asta spune orice sistem de genul ăsta. Vrei să auzi un fun fact? Da. Știi de ce la sistemele astea de menținere de menținere a distanței față de mașina din față există 3 setări diferite? Deci de 3 distanțe diferite. Dacă e fun fact, spune-mi-l. E fun fact pentru că în mod normal, chiar și cea mai mică distanță e suficientă pentru ca mașinile să frâneze de urgență și să existe o distanță de siguranță față de mașina din față. Însă, asta știam, dar nu știam care e fun fact-ul. Fun fact-ul este că șoferii mai în vârstă se sperie atunci când mașina frânează și încetinește și consideră că nu au distanță suficientă să frâneze, așa că se sperie și frânează. Frânează și ei. Da, așa că din acest motiv există distanțe și mai mari, astfel încât șoferii ceva mai bătrâni sau șoferii ceva mai sperioși să nu mai apese pe frână și să lase mașina să... Am înțeles. Din cauza asta sunt distanțe diferite, că dacă ai distanța cea mai mică și ea este una de siguranță, de ce ai nevoie de distanță mai mare? Ei, motivul ăsta, pentru că anumiți șoferi se sperie. Da, 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 și mi se întâmplă și mie uneori, deși știu că mașina frânează, reflexul să intervine și să apăs pe frână. Da, 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 e obiceiul care ne obișnuim. Exact. Atunci când vin oamenii la cursuri, dacă românii se cred șoferi buni, de ce mai vin la cursuri? Care e motivul pentru care ajung la cursuri? Păi, mă rog, aici sunt două categorii. Cei care vin trimiși de companie și sunt obligați cumva să vină la un astfel de curs. Așa e, că sunt și corporatiștii care vin. Da, și cu care noi trăim, de fapt. Da. Și persoanele private. Persoanele private, nu știu, mă urmăresc pe mine sau sunt foarte pasionate de condus, n-au fost niciodată pe circuit, sunt curioase și vin. Da.
dar au niște așteptări foarte diferite față de ceea ce se întâmplă acolo. Și gândește-te că exact cum ai făcut și tu. Ții minte, da? Care era atitudinea ta la început? Bă, eu stai că am mers cu 1000 de mașini. Eu am făcut atâtea teste, am kilometri în picioare cum n-au alții, în fine, pe jos. Deci e clar că mentalitatea asta e. Dar probabil că ceea ce facem noi pe social media a început să aibă un rezultat. Cursul nu este rigid deloc. Atmosfera de acolo, ai văzut cât e de faină. Da. Vii dimineața, bei o cafea bună, mănânci un cookie, da. Socializăm, miroase a benzina, cauciucar, să mai trece o mașină pe circuit, după care începe partea teoretică, care, mă rog, declarat ține 3 ore și jumătate, de multe ori ne întindem, ai văzut că e interactivă și e prietenoasă și e frumoasă și sunt informații utile. Avem acele pauze, adică nu stau oamenii 3 ore și jumătate pe scaun, după care pauza de masă, care din punctul meu de vedere, iarăși, are un rol important pentru că e o mâncare bună, avem și desert. Cel care se ocupă de partea asta de food este Marian Cernat, cel care se ocupă de partea de food de la Șef la Cuțite. Și iarăși este o experiență pentru oameni. Adică, eu mie așa îmi place să-l denumesc. Este o experiență și nu un curs neapărat. După care ieșim pe circuit. Ai cireașa de pe tort. În care, da, prima dată te frustrezi puțin, după care îți dai seama că, băi, am foarte multe lucruri de învățat de la băieții ăștia. Noi insistăm foarte tare pe partea practică. Știi că cursul ăsta de condus defensiv din cadrul echipei noastre are cea mai lungă practică din România. Deci, față de orice alt furnizor, la noi se stă în mașină de 4-5 ori mai mult. Tocmai pentru că noi punem la dispoziție o mașină pentru fiecare 2 șoferi. În orice altă parte te-ai duce la un curs, și nu spun că e rău sau bine, este pur și simplu un beneficiu pe care îl primesc cei care vin la cursul nostru. Ai o mașină la fiecare exercițiu sau maxim 2. Asta înseamnă că stai la rând. Și practic în ora respectivă declarată pentru frânarea de urgență, tu stai în mașină 5 minute. Da. Și atunci treaba asta ne-a făcut cumva să ieșim destul de mult în față în ultimii 2 ani și să atragem cât mai multe persoane private. Da. Ce părere ai despre oamenii care zic, ok, eu am mașină automată și dacă e vorba de o frânare de urgență, eu frânez cu stângul? Păi dacă ar putea să frâneze cu stângul așa cum trebuie, de ce nu? Eu frânez cu stângul. Tu frânezi cu stângul pentru că ai da. experiență, dar frânezi cu stângul tot timpul? Da, tot timpul. Așa am obișnuit. Și în trafic? Da. Ok, nu mă așteptam să la Da, așa am obișnuit. Stângul pe frână te ajută în foarte multe situații când ești pe circuit. Da. Ca să poți să frânezi cu stângul așa cum frânezi cu dreptul și să se nască acea finețe, să nu ai văzut când frânezi din greșeală cu stângul, cum frânezi, aia e frânare de urgență, de fapt. Da. Dar ca să nu mai frânezi în halul ăla și să capeți o anumită finețe, să poți să dozezi presiunea pe care o aplici așa cum îți dorești în diverse situații, este nevoie să exersezi. Și atunci eu pur și simplu când am decis că vreau să frânez cu stângul, am zis așa, eu nu o să mai frânez decât cu stângul. Da. Și pe stradă m-am obișnuit să frânez cu stângul, adică nu văd de ce aș frâna cu dreptul dacă se întâmplă fix același lucru. Și dacă mergi cu o mașină manuală? Nu, dacă merg cu o mașină manuală, frânez cu dreptul, evident. Și încă mai ai reflexul să frânezi și cu stângul și cu dreptul? Adică poți dacă... Da, am și la manuală mi se întâmplă treaba asta. Și la manuală? Și la manuală mi se întâmplă treaba asta. De exemplu, acum am fost la un curs de drift. Da. Și sunt niște tehnici prin care, în momentul în care mașina merge de-a latul, merge în drift, ca să pui botul mașinii unde îți dorești, trebuie să te mai folosești de frână. Da. Și atunci, în timp ce accelerezi, da, te duci și pui piciorul stâng pe frână. Pe frână. Iarăși, dacă îl pui prea tare, încarci fața, pleacă mașina în derapaj mai mult și destabilizezi mașina. Și atunci, repet, trebuie să ai acea finețe. Ca să capeți această finețe, și asta e recomandarea mea în absolut orice vrei să schimbi în ceea ce privește un obicei greșit. Repetiție. Repetiția pornește abilitățile. Cu cât repeți mai mult, cu atât o să fii mai bun. Am văzut și eu de curând un clip de pe Nürburgring cu un pilot care conducea, cred că era un GT3 manual și într-adevăr frâna cu stângul atunci când nu trebuia să schimbe viteza și cu dreapta atunci când trebuia să schimbe viteza. Mi se părea absolut fascinant. Am încercat și eu, spre exemplu, la karturi, când mă duc la karturi, n-ai încotro, trebuie să frânez cu stângul și atunci mă descurc. Dar atunci când trec la volan, dacă vreau să fac acest lucru, într-adevăr îmi ia câteva frânări să capăt o oarecare finețe. Dar zici tu că dacă oamenii se învață singuri, sunt autodidact,
să zicem. Mm. Și dacă vrei să frânezi cu stângul la o cutie automată, da, ce trebuie să faci ca să înveți? Păi efectiv, foarte repetiție. Simplu. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să te duci într-o zonă fără trafic, tot așa. Îți alegi o parcare, un drum necirculat, nu știu, habar n-am, pe un circuit dacă ai posibilitatea, și să începi să frânezi cu stângul. Mm. Mare atenție, ca să poți să frânezi bine cu stângul, trebuie să ții călcâiul jos. Da. Văd oameni care încep să frâneze cu stângul cu piciorul de sus. Mm-hmm. Nu o să capeți finețea necesară niciodată. Da. Și atunci trebuie să te obișnuiești să ții călcâiul jos, da? Și să începi să dozezi așa cum simți tu la început, empiric de multe ori, da? Că prima dată nu înțelegi exact ce se întâmplă acolo. Repet, piciorul stâng e obișnuit să calce pedala de ambreiaj și se duce pe pedală cât poate de tare, da? Da. Cu cât repeți mai mult într-un cadru din ăsta sigur, cu atât o să-ți fie mai ușor când o să modifici treaba asta și o să vrei să faci și pe stradă. Atenție, eu nu văd un beneficiu real să faci treaba asta pe stradă. Eu o fac pentru că vreau să-mi țin antrenat acest skill. Pentru că, ți-am zis, deseori ajung să merg cu mașina pe circuit și mă ajută pe viraje denivelate și așa mai departe, când vreau să provoc niște lucruri. Nu văd un beneficiu real dacă facem treaba asta pe stradă, sincer. Uh-huh. Adică singurul beneficiu real ar fi dacă ai sta cu piciorul stâng deasupra frânei în permanență. Dacă faci treaba asta, beneficiul următorul, timpul de reacție scade foarte tare. Pentru că în loc să iei piciorul de pe accelerație și să-l pui pe frână să treacă jumătate de secundă, ai piciorul direct deasupra frânei și ai apăsat pedala din frână din start. Da. Deci poți să câștigi poate jumătate de secundă, poate o secundă de multe ori. Dar altfel, în mersul, nu știu, merg în trafic pe Kiselev și, nu știu, e bară la bară, nu văd un beneficiu real, sincer. Adică n-aș recomanda neapărat treaba asta. Am înțeles. Ai zis de cursuri de drift. Da. Organizezi? Organizez în parteneriat cu niște colegi din Grecia. Ei fac treaba asta de o viață. Au fost prin Japonia, s-au instruit cu cei mai buni instructori de acolo. Japonezii știi că la ei e o chestie, o cultură asta cu driftul. Și din punct de vedere logistică și ceea ce înseamnă facilități, au o platformă absolut fantastică. Totul se face pe ud, tocmai pentru că, mă rog, când e ud, mașina glisează mai ușor, ți-e mai ușor să înveți. Uzura pentru mașină este mai mică și mai mult decât atât, ne-am simțit ca într-un team building. A fost absolut fantastic, suntem deja, am fost de două ori, chiar așa l-am și numit, Drift Building, și vrem să facem un site cu Drift Building. Din punctul meu de vedere, dacă știi să controlezi o mașină cu punte motoare spate, într-un drift, fără să fie nevoie să faci tu treaba asta pe stradă, înțelegi din punct de vedere dinamic 80% din ce înseamnă controlul unei mașini. Și recomand tuturor, unul la mână că e fan și că, crede-mă, nu ai cu ce să compari treaba asta, și doi, cu siguranță în momentul în care mașina, dacă, nu știu, exagerezi în vreun viraj, îți pleacă, știi ce ai de făcut. Știi cât de repede trebuie să virezi. Mai mult decât atât, știi când să aștepți și cât să aștepți. Când apeși accelerația, cât apeși accelerația. Ai frână de mână, n-ai frână de mână, te ajută, nu te ajută, mai calci ambreiajul. Sunt tot felul de tips and tricks pe care le înveți și care te pot ajuta inclusiv pe stradă atunci când mergi prin trafic. Din punctul meu de vedere, cu cât faci mai multe cursuri în astea de condus, cu atât o să devii un șofer mai experimentat în ceea ce privește abilitățile. Atenție! Da. Asta nu înseamnă că ești un șofer mai bun neapărat. Uh-huh. Pentru că poți să fii atât de încrezător în abilitățile tale încât să nu mai fii atât de atent și să provoci un accident. Aici intrăm într-un subiect, știu că tu vrei să-l discutăm. Da. A fost un invitat de-al nostru, primul chiar, care a spus că se crede un șofer bun și a spus și că a mers cu peste 300 de km la oră pe drumuri publice, ce-i drept, nu în România. Da. Și știm că ai o părere despre... Mamă, stai așa să mă gândesc cum să abord de subiectul. Liber, că nu tăiem. Da, nu, clar. Am stabilit că nu tăiem. Da. Din start vreau să spun că nimic din ceea ce urmează să zic nu e tendențios, nu vreau să se supere nimeni, nu vreau să naștem hate. Eu îl înțeleg foarte bine pe acest băiat. Înțeleg exact de ce face anumite lucruri și totuși, mi-ar plăcea foarte, foarte tare să-l aduc la un curs și să-i demonstrez contrariu a ceea ce crede el despre cât de bun șofer este sau nu. De ce spun că îl înțeleg? Pentru că, așa cum am zis, efectul ăsta Dunning-Kruger, în care oamenii au senzația că sunt cei mai buni șoferi și că în diverse domenii sunt cei mai buni, apare peste tot, la aproape orice șofer.
Se poate schimba lucrul ăsta despre el doar în cazul în care vine, îl pun să facă niște evitări la viteză mică, mică, mică și o să vadă că nu e în stare. Uh-huh. Pentru că da, are experiența unor mașini cu putere foarte mare. Probabil că are experiența traficului pentru că probabil face foarte mulți kilometri, nu spun că nu. Dar asta nu înseamnă că s-a antrenat vreodată la situații limită. Asta nu înseamnă că în momentul în care ajunge într-o situație periculoasă, distanța față de el și obstacolul este suficient de mare și că el știe să estimeze. Mai ții minte exercițiul de frânare de urgență, da, cu estimarea corectă a distanțelor de frânare? Da. Niciun om de pe pământ nu este în stare să aproximeze sau să estimeze corect distanța în care mașina se oprește la orice viteză. Nu contează că e 10, că e 20, că e 50. Nu ai cum fizic. Pentru că și dacă îți spun, stând în spatele volanului, da? Uite, 10 metri înseamnă în punctul respectiv, da? Da. Tu din spatele volanului nu știi să aproximezi când să apeși pedala de frână să oprești până în punctul respectiv. Da. E foarte greu. Noi oamenii nu suntem capabili de treaba asta. Mai mult decât atât, acest băiat are o responsabilitate uriașă. Este urmărit de foarte mulți tineri. Da. Tineri care mor zilnic din cauza accidentelor rutiere. Tinerii respectivi văd în el un zeu. Așa cum probabil și tu ai fanii tăi și eu am fanii mei și așa mai departe. Oamenii ăștia care ne urmăresc, pentru noi suntem pentru ei exemple demne de urmat. Dacă el spune că a merge cu 300 și ceva la oră pe autostradă, dar bine, era în Bulgaria, ceea ce, iarăși, știi, eram în Bulgaria, nu eram în România. A, deci nu poate să facă nimic poliția. Nu e vorba despre poliție, ci e vorba despre ceea ce transmis tu comunității tale. Eu înțeleg și că e marketing, dar cu ce preț facem treaba asta? Gândește-te că sunt puști care iau de bun tot ce zice el. Oare și asumă treaba asta real? Eu nu cred. Pentru că dacă și-ar asuma treaba asta real, nu ar mai face lucrul ăsta. Într-o țară în care murim, așa cum am zis, 5 oameni în fiecare zi, ăsta este un factor care, cum să-ți spun, este atât de periculos, e precum cancerul. În țara în care mor 5 oameni în fiecare zi, nu trebuie să mai vorbim și să filmăm mașini care merg cu viteză, accidente mortale și așa mai departe. Trebuie să mergem într-o zonă de educație prietenoasă. E clar, cu rău nu poți să faci nimic. Eu dacă acum m-aș apuca să, nu știu, fac niște TikTok-uri despre el, da? Ce aș obține? Nu. Tocmai pentru că îl înțeleg. Uite, chiar îi lansez o invitație oficială aici, dacă își dorește și face plăcere să vină la un curs, să ne împrietenim, să vadă exact ce am construit noi și poate cu ajutorul lui mesajele noastre ajung în interiorul comunității sale și putem să schimbăm ceva în țara asta, că am văzut că îi place să stea în România, a plecat din Austria. Da, a zis că pleacă și din România, dar cât timp mai stă, poate reușim. Și da, lasă viteza, dar mai sunt și filmulețele cu cerculețe prin intersecții, da, prin sensuri giratorii. La fel, da, ele par inofensive la prima vedere și lăsându-l la o parte pe el, sunt multe filmulețe și din alte țări, nu știu, Rusia, Kazakhstan, mai știu eu de unde, în care se filmează lumea făcând tâmpenii prin trafic și sunt promovate pe rețelele de social media și au foarte, foarte multe vizualizări. Și probabil aceștia sunt un fel de eroi pentru, exact, pentru public. De ce crezi că sunt atât de populare aceste filmulețe? Păi nu, asta vinde. Scandalul vinde, tot ce înseamnă cancan, tot ce înseamnă, nu știu, chestii ieșite din comun, asta vinde, de fapt. Exact. Și asta se întâmplă de când lumea, da? Da. Răul se propagă mult mai ușor decât binele. Uh-huh. Pe mine mă urmăresc în momentul ăsta, nu știu, în jur de 16.000 de oameni pe Instagram și, nu știu, 50.000 pe TikTok, în condițiile în care muncesc foarte, foarte mult. Adică sunt oameni urmăriți de 1.000.000 de oameni care, nu știu, desfac pungi cu bomboane și fac ASMR, cum se numește? ASMR, da. ASMR. Adică e clar că binele e foarte greu de făcut. Dar nu ne oprim. Asta e ideea. Nu trebuie să. Dar trebuie să ne asociem și să ne construim o comunitate sănătoasă și să transmitem aceste mesaje către cât mai mulți oameni. Pentru că știi cum e, tu ai un prieten, prietenul are încă un prieten și tot, da, așa. Da. Și există acest factor de multiplicare care crește exponențial. Eu chiar am, după ce am fost la tine, am început să recomand din ce în ce mai des cursurile, pentru că am văzut pe Iată. Pielea mea.
Iată. Deci pe pielea mea. Și sunt absolut convins că în momentul în care am început noi să povestim, ți-am scris eu ție parcă pe Instagram, da, ți-am pe scris, Instagram, da? Da, da? Sunt absolut convins că la început, oricât de mult ți-aș fi explicat eu, n-ai fi înțeles ce se întâmplă la cursul respectiv până n-ai simțit pe pielea ta, nu-i așa? Așa este, da. Asta este de fapt și, asta este de fapt și problema noastră în momentul de față. Cu toate că lucrăm cu, zic eu, cel mai bun PR din lume, nu știm să comunicăm în piață mesajul ăsta. Ce trăiești cu adevărat la un astfel de curs? Mie, sincer, nici nu-mi place cum sună curs. Sună foarte rigid, sună comunist, curs de condus defensiv. Din păcate, trebuie să-l folosim, că asta e lumea în care trăim. Și poți să spui drept experiență, că și școala se numește Romania Driving Experience, adică... Am, exact în zona asta am și dus-o, de asta se și numește... Da, și încă o dată lansez invitație oricui să se ducă. Dacă aveți vreun dubiu, credeți-mă, dubiul ăsta vă va fi... Eu știu ce vreau să fac? Eu vreau să fac următorul lucru. Să existe două pachete. Un pachet în care oamenii vor veni la circuit, vor plăti cursul. Da. Și dacă ei consideră că n-au învățat nimic, să primească banii înapoi. Da. Sau un alt pachet pentru cei care consideră că sunt șoferi foarte buni și nu au ce învăța, cu care o să fac următorul lucru. Le fac un exercițiu de evitare, ăla cu triunghiul, mai ții minte? Da. Ăla simplu, da? Da. Și le spun așa. Dacă faceți 2 evitări din 4, aveți cursul gratis. Atât de sigur sunt pe produsul ăsta. Uh-huh. Atât de sigur sunt pe ceea ce facem noi. Am înțeles. Cum îți sună? Sună bine. Eu zic să nu, că... Eu știu că nu se poate. Eu știu că nu face nimeni 2 evitări din 4. Știu că știi, nu face nimeni 2 evitări din 4. Neinstruiți. Da. Dar... O să zic că lumea, bă, eu n-am avut nimic de învățat și iau banii înapoi și vin pe gratis. Eu cred că e foarte greu să faci lucrul ăsta, mai ales când, știi cum e, când ai văzut când ai ajuns pe circuit și ai ajuns în cadrul echipei, ai văzut cum se poartă toată lumea cu tine, cum da. Îți vorbesc toți colegii mei. E greu să faci asta. Adică înseamnă că, nu știu, ai un caracter foarte îndoielnic și nu... Și probabil nici nu ajungi. O să facem, până la urmă, da. Să facem un test, să vedem ce se întâmplă, nu? Sunt curios de rezultat, să-mi spui și mie da, rezultatul. Hai să trecem în partea cealaltă. Ai avut vreodată polițiști la tine la cursuri? Da, am avut și sub acoperire, cred. Și sub acoperire? Da. Ce părere ai de pregătirea agenților de poliție rutieri? Slabă. Slabă. Da, din păcate. Slabă pentru că în momentul în care treci pe lângă un echipaj de poliție, vezi că agentul nu poartă centură de siguranță, îți dai seama cam cât știe să conducă. Centura de siguranță nu este doar pentru protecție. Da. Centura de siguranță este cea care te ține pe scaun în situații în care faci viraje, faci evitări și este singura care poate să facă treaba asta. Uh-huh. Dacă nu porți centură de siguranță și frânezi și vrei să faci o evitare, volanul nu mai este un punct care ghidează roțile mașinii, este un punct de sprijin. Da. Motiv pentru care nu o să mai fi precis, da? Pleci din scaun, pierzi contactul cu el, forțele care acționează asupra mașinii nu mai vin la fel de repede și de precis la tine, deci nu ești un șofer bun. Da. Mai mult decât atât, am văzut niște clipuri și am văzut ce setup-uri de exerciții fac pentru a se antrena. Am văzut inclusiv distanțele, am văzut inclusiv tehnica instructorilor de a preda. Am avut niște discuții la un moment dat cu cineva din cadrul poliției, hai să facem niște cursuri. Nu s-a finalizat, nu s-a materializat nimic, îmi doresc în continuare, mai ales că acum și-au cumpărat și niște mașini din grupul din care fac parte, sau mă rog, de care sunt cel mai apropiat, și au cumpărat niște mașini absolut fantastice, din punctul meu de vedere. Seria 3, din punctul meu de vedere, ca ținută de drum, este... absolut fantastică. Mai ales că are și X-Drive. X-Drive-ul care în combinație cu DSC-ul devine un sistem proactiv. Mașina aia în mod normal nu are voie nici să subvireze, nici să supra... Nu are voie să plece de pe drum. Da. Dar ca să poți să înveți tot ce face mașina aia, trebuie să vii la un curs cu niște oameni care știu produsul foarte bine. În România numai noi știm să facem asta. Și iarăși, nu e o chestie laudativă, dar nu există alt furnizor. Și mi-aș dori foarte tare, aș face, cred că, și gratis cursuri cu o parte dintre ei, numai să vadă care e diferența dintre ce fac ei acum, pe da. Partea asta de instrucție, cu ceea ce facem noi. Dar n-am găsit metoda prin care să-i atragem la circuit. Am avut dese discuții, dar... Să sperăm că
nu vor exista incidente cu noile mașini, deși a existat unul deocamdată. A existat unul, am văzut, da, ceva. Le-am și filmat, le-am filmat și noi, am fost foarte impresionați de ele. Dar uite, de exemplu, oricine poate să cumpere, dacă are bani, un produs premium, da? Da. El că e BMW, Mercedes, Audi, Jaguar, ce-o fi el. Și la fel cum sunt agenții de poliție neinstruiți, așa sunt și șoferii. Așa e. Și atunci e mai bine să-ți iei o astfel de mașină sau mai sau nu e bine să-ți iei o astfel de mașină? Problema apare în punctul în care utilizarea mașinii se face atât de diferit. A, corect. Pentru că corect. Eu îmi cumpăr un BMW seria 3 cu motor de 2000 benzină, nu știu cât are, 184 de cai, 190 de cai, da, cu X-Drive, da, și merg cu absolut normal. Da. Agentul de poliție pleacă în urmărire. Uh-huh. Agentul de poliție e deseori sub presiune. Trebuie să meargă tare cu mașina, printre mașini. Pornește girofarul, pornește, cum îi spune, separat de avertizor sonor, astea luminoase. Da, rampa de lumină, da? Lumin, da? Adică el din start e sub presiune 100%. Da. Modul de exploatare a mașinii este total diferit și atunci riscul lui de a provoca un accident este mult mai mare. Plus că au făcut o tranziție, unii au trecut probabil de pe Logan pe BMW sau de pe Polo pe BMW, sau de pe, da, Duster pe BMW. Dumnezeule, în ceea ce primește ținuta de drum, este cu totul și tot o altă mașină. Uh-huh. Îți oferă foarte multe alte lucruri în plus, de care trebuie să știi cum să te folosești. Da. Altfel, eu cred că o să mai întâmple niște accidente în curând. Și ei, dacă au tras de Logan, de Polo, de Duster, se urcă în BMW și văd performanțele superioare, ținuta de drum superioară, o să aibă mai multă încredere, probabil să meargă și mai tare. Și ăsta nu e un lucru bun, pentru că ei știu limitele unor mașini, precum Duster, Logan sau, da, Polo, se urcă la, da, BMW și poate nu asta atingă limitele BMW-ului. Sau... Cu siguranță, cu siguranță nu. Plus că știi cum de multe ori provoci un accident pentru că nu ai încredere că mașina poate să facă un lucru. Da. La modulul 2, de exemplu, facem frânare pe viraj la 100. Uh-huh. Adică intri într-un viraj și ești aproape la limita aderenței cu 100, da, și în mijlocul virajului îi punem pe șofer să frâneze maxim. Da. Tu crezi că în viața reală ar face cineva treaba asta? Depinde. Care e primul gând care îți trece prin cap când ești în viraj și trebuie să apeși pedala de frânătare? Că mașina o să plece în derapaj, corect? Da. Da, dacă nu știi ce să faci cu volanul, cu ochii și cu pedala de frână, e posibil să se întâmple treaba asta. Da. Dar, și de aia facem aceste cursuri, da? Dacă știi să te folosești de toate sistemele și subsistemele, că ABS-ul are foarte multe subsisteme care te ajută într-o situație de asta, să frânezi maxim, și când zic maxim, ca pe drept, lovești pedala de frână cu toată puterea și, da, ții acolo când intră ABS-ul, da? Subsistemele astea ajută mașina să frâneze absolut perfect, cât se poate de drept, fără să plece în derapaj deloc. Dar dacă nu ajungi la un curs de genul ăsta să-ți arate cineva că se poate, tu nu o să o faci într-o situație reală. Pentru că în capul nostru asta e, am frânat în viraj, a plecat mașina în derapaj. Asta e în capul tuturor, credem. Și atunci ce fac șoferii obișnuiți în viraj la 100 la oră dacă trebuie să frâneze? Frânează progresiv. Frânează, deci și intră în obstacol. Da. Și probabil încearcă să-l mai evite dacă... Dacă are pe unde. Dacă are, da, pe unde. Sunt situații în care știi cum e. Viraj de dreapta, mascat, semaforul roșu, vin mașini din contrasens, ce faci? Da. Intri în... Da. Da, eu sunt convins, dar tu nu ți-aduci aminte că povesteam la frânarea de urgență că sunt șoferi care nu frânează eficient pentru că stau prea departe de pedale și oamenii, da, râdeau? Da, așa este. Aduți aminte că frânau 2-3 metri mai departe pentru că reglau poziția la volan greșit, foloseau reperele, da, greșite, da? Și când apăsau pedala de frână, piciorul se îndrepta, pedala mai avea 2-3 cm cursă, mașina ai văzut, da, că se oprea, dar ceva mai târziu. Da. După care aduți aminte că le deschideam ușa și le dădeam un pic scaun mai în față și frânau corect. Exact. Adică până în punctul ăsta ajungem, în care nu apeși pedala de frână și nu conștientizezi că de fapt nu s-a terminat cursa pedalei, s-a terminat, da, cursa piciorului. Exact. Și că vezi un detaliu atât de fin, faptul că în momentul în care apeși pedala de frână la maxim, ai piciorul întins sau ușor flexat, poate să facă diferența dintre un accident și lipsa acestuia. Mi-aduc aminte cu mine, eu aveam scaunul dat la maximum în față și ți-a părut ție că nu frânează mașina bine, mi-ai deschis ușa, ai încercat să-mi dai scaunul mai față, nu mergea și atunci mi l-ai ridicat și eu ți-am spus, păi stai puțin că eu acum nu mai stau într-o poziție foarte confortabilă și tu mi-ai spus, da, dar mai bine să fii mai aproape de volan și să frânezi, nu mai e nevoie de
airbag decât să te lovească airbag-ul și să... Exact. Sau da. Să provoci un accident. Sau să provoci un accident, da. Adică mai... Era o poziție ușor incomodă pentru că nu era obișnuit cu ea, pentru că din punct de vedere tehnic, aduți aminte că ai pus mâinile pe volan, era foarte bine. Da. Doar că tu, probabil fiind obișnuit să stai puțin mai în spate, ți se părea incomod. Da, într-adevăr. Și mie mi se părea incomod, chiar dacă puteam să conduc, dar stăteam prea sus, mult mai sus decât aș fi stat în mod normal. Cu scaunul, evident, dat la maximum în față, pentru că mai sunt și oameni ca mine cu picioare scurte. Există oameni care, după ce au venit la tine, n-au mai vrut să mai conducă pe drumuri publice pentru că li se pare prea periculos? Nu. Nu. Sunt mulți care spun, după ce pleacă de la curs, mamă, dar mi-e frică să mai ies pe stradă. Da. Anxietatea asta apare în momentul în care s-a terminat cursul și îți dai seama de primul moment în care ai ajuns acolo și ce mentalitate aveai, al doilea moment în care ai început practica, al treilea moment în care ai terminat practica și ai început să-ți dai seama că cei mai mulți oameni gândesc cum gândeai tu la începutul cursului. Da. Și că foarte mulți oameni din jurul tău te pun în pericol real. Da. Și atunci evident că devii simțurile tale mai ascuțite, devii mai conștient, devii mai atent, poate devii ușor paranoic și ai senzația că, mamă, orice se întâmplă acum e groasă, știi? Da. Dar nu. Treaba asta ține câteva zile, scap de ea, condusul devine în continuare o plăcere, tocmai pentru că ai niște abilități în plus, că mindset-ul tău este cumva modificat și atunci... Ai spus tu că mașina te ajută, sistemele te ajută, da. Pot fi chiar proactive, dar dacă șoferii, și am văzut în România multe mașini neglijate, șoferii nu au grijă de mașinile lor, anvelopele sunt tocite, frânele sunt uzate, sistemul de lumini este mătuit sau nu funcționează, geometria roților este deficitară, ce se întâmplă în acele cazuri? Păi zicea că situația în care mașina ta arată așa cum ai descris tu, în momentul în care o să ai nevoie de ea, draga de ea, ea nu se te mai poate ajuta așa cum ar face o situație în care ar fi întreținută și cu anvelope bune. Uite, treaba asta cu anvelope la noi la români este, sincer, cred că nicio țară nu se întâmplă ce se întâmplă la noi. Eu am făcut un studiu personal, în august 2021 am stat câteva zile la mare, prin Mamaia Nord. Da. Și am luat-o într-o zi pe jos așa și m-am uitat la mașini. Da. Mega mașini. 7 din 10 mașini anvelope de iarnă în august la mare. Da. E clar că oamenii ăia, băi, n-au nici cele mai mici noțiuni despre ceea ce înseamnă aderență, distanțe de frânare. Adică nu, deja vorbim acum de ceva SF. Da. Indiferent de cât de tare e o mașină, indiferent de sistemul de frânare, de câți cai putere are, de ce suspensie, de toate sistemele de siguranță. Uite, sistemele de siguranță active se folosesc de forțele pe care poți să le transmiți către sol, pe care le transmiți prin intermediul anvelopelor. Cu cât anvelopa e mai bună, cu atât o să transmită forțele mai eficient. Și eu fac treaba aia, dar uite, nu avem acum, că ne trebuia un pic de recuzită, o coala 4. Da. Când mașina, și vorbim de un autoturism, dar nu ne referim la camion acum, autoturism, ne facem o medie. Stă pe loc, toate cele patru anvelope calcă pe sol cât suprafața unei coli a patru. Da, da? Toate patru. Toate patru, când stă. Da. Începe să ruleze 100 de km la oră. Dintr-o coala a patru, toate cele patru mai calcă jumătate de coala a patru. Uh-huh. 130 plouă. Atenție, când plouă torențial pe autostradă, și mergi cu 130, toate cele patru anvelope mai calcă pe sol atât. Uh-huh. Cât o palmă, 160 de centimetri pătrați, în medie. Da. Cum să faci compromis aici? Sunt mulți care zic, da mă, am un Opel Corsa din 96. Puh, cu atât mai mult i-ați anvelope performante. Da. Cu atât mai mult i-ați anvelope performante. Nu faci compromis nicio... Asta e diferența dintre viață și moarte. Uh-huh. Anvelopa. Cu cât este mai calitativă, cu cât este mai testată, cu cât este la un producător mai renumit, mai cunoscut, cu atât e mai bine. Aici puteți să dați oricât. Nu există anvelopă prea scumpă. Nu există așa ceva. Nu există anvelopă prea scumpă. Bună, da. Bună vorba. Avea mecanicul meu o vorbă. Mă duceam eu la el și îl întrebam, bă, mai merg plăcuțele, discurile și mai ies cu direcția și cu frânele, nu te joci. Nu te joci. Exact. Așa e. Așa e. Așa e.
Asta e o vorbă din bătrân, dar e bună. Da, chiar e o vorbă din bătrân, că și el era mai bătrân așa. Ce părere de anvelopele all season? Dacă faci kilometri nu foarte mulți într-un an, în majoritatea orașului... Păi nu mă răspunde, tu lasă-mă să-ți răspund eu, că bine, tu deja ai început să răspunzi bine. Da. Acum. Da. Anvelopele all season sunt de vreo 2-3 ani încoace în focusul marilor producători. Da. Pentru că sunt vreo 2-3 producători care fac anvelope all season bune. De ce spun bune și nu foarte bune? Din simplu motiv că, indiferent de cât se investește în domeniul ăsta, nicio anvelopă all season nu o să poată să facă și ce face o anvelopă de vară la fel de bine, dar și ce face o anvelopă de iarnă. Da. Poate să fie foarte aproape de anvelopa de vară sau foarte aproape de anvelopa de iarnă. Poate să facă câte un pic din fiecare. Poți să circuli și când este zăpadă pe drum, și când e uscat, și când plouă, dar cu niște mici limitări. Și eu îți spun asta pentru că am trăit-o, am făcut teste cu aceste anvelope. Da. Mai mult decât atât, anvelopele all season sunt potrivite, să zicem, pentru... Hai să ne gândim la România, dacă vorbim de România. Pentru un șofer care locuiește în București, face naveta cu mașina respectivă la serviciu, da? Și din când în când, în sezonul rece, nu știu, se duce până la Sinaia. Da. Și poate să-și aleagă și când se duce la Sinaia. Da. Că dacă își alege să se ducă la Sinaia când are zăpada 2 metri, nu-i bine. Da. Circul cu mașina. Dar în situații periculoase se face diferența. Anvelopa all season trebuie văzută ca pe o anvelopă de vară, care e foarte, foarte ok pe uscat și pe ud, cu niște abilități de anvelopă de iarnă. Dacă privim lucrurile așa și îți alegi în funcție de cum folosești mașina anvelopele în consecință, e absolut perfect. Dar dacă tu ești un tip care circulă foarte mult, nu știu, agent de vânzări, da? Da. Și circulă foarte mult prin țară, prin zone din astea în care în sezonul rece, nu știu, ninge foarte tare, da, e polei, e gheață, așa mai departe, eu recomand ca anvelopa de vară să fie de vară și anvelopa de iarnă să fie de iarnă, nu all season. Da. Te descurci cu anvelopele all season, dar mare atenție! Dacă ți iei anvelopă all season de la nu știu ce producător din Thailanda care le-a făcut pe nu știu ce vapor care circulă prin Turcia, nu-i bine. Mai mult decât atât, anvelopele astea trebuie testate. Ceea ce privește, nu știu, performanța pe timp de iarnă, pe timp de vară. Da. Producătorii premium fac asta, ceilalți din păcate nu. Nu vreau să fac reclamă acum, dar cred că există în momentul ăsta realmente... Avem voie să zicem, deci nu e nicio problemă. Da, dar nu mi se pare mie fair. Ok. Realmente doi producători care fac anvelope all season bune. Și doar doi. Și nu îi spunem ca să știe lumea? Eu cred că Michelin și Continental în momentul ăsta. Da. Cam așa eram și eu de părere. Am prieteni... Adică pe testate. Eu pe nu testate, vorbesc doar ce văd oamenii review-uri pe... Iarăși, nu tot ce e pe internet e bun. Dacă te uiți la kilometru 77... Da. Da? Eu știu pe băieți. Tu știi că foarte multe de acolo sunt fake. Ce te referi? Te-a șocat asta, nu? Testul elanului? Da. De ce? Păi, tu ai mers o dată cu un M4? Băi, sincer, nu, dar urmează. Îți arată viitor la 200 cu M4. Da. La 170. Mașina nu clintește. De acord. Și aici am o întrebare. Da. La testul elanului, cum fac băieții, ei fac fără niciun input asupra frânii și accelerației. Lasă doar ESP-ul să lucreze. Da. Deci, practic, e un test de transfer de masă la... Da. 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 Și tu nu încurajezi astfel de evitări. Ce anume? Evitări fără input, accelerație, frână. Eu dacă vreau frânare, vreau evitare la 130, vreau să vii cu 130, nu vreau să frânez, nu vreau să... Păi și evitarea tu o faci cu frână, nu? Adică nu? Evitarea, da, și după aia frânezi. După ce s-a stabilizat mașina, frânezi. După ce s-a stabilizat mașina. Dar în timpul evitării mergi cu viteză constantă. Nu mă interesează nici să frânezi, nici să accelerezi. Dar din ce am văzut, hai că-ți spun eu, iau două schimbări de direcție, din ce am observat. Păi au stânga, dreapta, da. Păi nu, stânga, dreapta, după aia iar dreapta, știi? Păi nu, e așa, este stânga, ajungi pe banda 2 și dreapta să te duci la loc. Da. Am și un exercițiu, ăsta îl facem la 100. Da. Dacă îți arăt cum se face la 100, de nu-ți vine să crezi. Ideea alta aici. Ei au luat un M4 cu probabil cap 2, da? Deci niște anvelope, niște semi-slick-uri care trebuie încălzite. Spun la început ce anvelope are, da, are mașina. Sunt absolut convins că erau anvelopele reci. Sunt absolut convins că mașina aia cu DSC on nu avea cum să plece în supravirare în halul ăla. Da. Plus că am văzut și on-board-ul. Reacțiile nu sunt cele potrivite, din păcate. Nu știu ce pregătire au ei.
Dar în momentul în care tu tragi stânga de volan, da? După care da. Tragi dreapta și nu mai îndrepți volanul decât după 2 minute, mașina nu are cum să stea, cum să fie stabilă. Uh-huh. Adică pe mine nu mă încântă că fac testul elanului și iau deciziile greșite cu volanul. Testul elanului și fac, iau da. Deciziile greșite cu volanul. Pe ăla nu e testul elanului. Testul elanului înseamnă așa, stânga, dreapta, drept, la timp. Că dacă cel care face exercițiul respectiv n-are abilitățile necesare, e ca și când face naște, un copil de 14 ani treaba asta. Hai să vedem, dacă tot vorbim despre, ei fac comparații între mașini, da? Da. Păi hai să vedem cum se întâmplă cu un același pilot profesionist la fel, da. Nu? Sau cu același șofer la fel. Da. La ei nu se întâmplă lucrurile astea. Plus că eu mai știu și niște insider-uri de acolo, pentru că am niște prieteni prin Spania. Da. Ca orice oameni care trăiesc din asta, se mai înfrumusețează niște lucruri pe am acolo. Înțeles, în da. Funcție de producător, de cine plătește, cum plătește. Adică dacă aș fi văzut treaba asta cu mașini pe care nu le-am condus, aș fi zis, bă, așa e. Dar eu îți fac testul ăla dacă vrei. Uite, mergem și îl facem împreună cu M4 și eu îți arăt că iese țais. Și întrebare, la test, tu iei piciorul de pe accelerație? Sau? Nu, stau constant. Da, ei iau piciorul de pe accelerație. Asta e diferența. Păi de ce să iau piciorul din accelerație? Iarăși, vezi? Adică deci cumva provoc treaba aia. Păi o provoci, exact. Ei pe asta merg. Asta încerc eu să explic. Nu știu cine va avea reflexul în viața asta să la o manevră de evitare să ia piciorul de pe accelerație și nici măcar păi să da, da, dacă e să o iei așa, cine nu o să frâneze în situația asta? Da, așa este. Păi știi că de multe ori e mai bine cu frână, că da. Mașina aia știe ce să facă, să stea pe traiectorie. Și înainte să vin la tine la curs, eu am criticat testul elanului pentru că este un test da, în care iei piciorul de pe accelerație și nu pui piciorul pe frână. E un test în care tu doar dai de volan și nu ai niciun input asupra pedalelor. Tot nu pleacă în halul la mașină. Tot nu pleacă, da. Tot nu pleacă, adică crede-mă, am făcut mii de evitări. Da. Cred că am trecut de 10.000 de evitări la viața mea. Nu există. Nu. E ceva fișii acolo. Uh-huh. Și, repet, și știu niște lucruri. De la niște colegi trainer care da. Locuiesc în... Eu niciodată n-am avut reflexul să iau piciorul de pe accelerație la o manevră de evitare. Mi s-a întâmplat și să-mi supravireze mașini cu tracțiune față și tot am ținut piciorul în gaz pentru că știu că mașina va trage spatele după... Evident, în momentul în care ridica piciorul în accelerație, se descarcă spatele mașinii de greutate și forța centrifugă da. În momentul în care trage stânga-dreapta de volan, îți aruncă spatele în direcția respectivă. E normal. Da. De asta nu sunt eu de acord cu testul elanului. Nu că... Vezi, doamne, cursurile sau ar fi fost greșite. Eu am crezut... Da, atenție, că eu cu Loganul nu am făcut testul elanului. Eu am făcut evitare de pe banda 1 pe banda 2 și am rămas acolo. De pe banda 1 pe banda 2 cu piciorul pe accelerație. Da. Da, corect. Dar dacă îl făceai fără... Dacă hai să încercăm. Mergeai... Eu zic că stă. Zici că stă? Da. Pe uscat eu zic că stă. Și eu zic că stă. Din ce mi-aduc eu, adică din ce pot să-mi dau eu seama din experiența mea, dacă mergi cu 120... iei piciorul de pe accelerație și virez, ar trebui să stea o bandă. Da. Bine, stai puțin, că nu e ca și când iei la 120 așa de volan. Nu. De acolo e o chestie e violentă. E o chestie adică... violentă, da. Da, putem să facem, putem să testăm asta. Uite, unele din reacțiile pe care nu le au oamenii la evitare este să vireze brusc. Da. E... Păi nu e normal că instinctul de conservare îți spune cum să trag stânga brusc de volan, acum să răstoare mașina. Da. Ai văzut cât de bine stă o mașină într-o astfel de situație? Da. Dar știi care e diferența? Când ai sisteme și când n-ai? De la cer la pământ. Adică tot ce ai făcut tu la modulul 1, da, s-a bazat și pe treaba asta. Toate evitările pe care le-ai făcut, sau la toate evitările pe care le-ai făcut, sistemul de secție al mașinii te-a ajutat enorm. Uh-huh. Când n-ai simțit tu, da. Neapărat asta e altceva. Am mai simțit când au intrat sistemele, adică... Cu siguranță ai simțit când au intrat, dar eu spun așa, sunt mulți care ce fac? Dom'le, am intrat eu într-un viraj și mașina mi-a tăiat puterea motorului, mă încurcă sistemele și dezactivează sistemele de control. Da, da. Și îți mai aduce aminte la teorie ce poate să facă un sistem de genul ăsta? Dacă poate să facă niște dacă lucruri da, pe care noi nu le putem imita. Da. Adică în punctul în care tu ai ajuns să scoți sistemele, e clar că nu înțelegi beneficiul lor. Da, pentru că poate să frânezi o singură roată. Tu nu poți să frânezi o singură roată. Ar trebui să ai 4 pedale de frână și să știi cu ce se ocupă, pe care roată frânează fiecare. Dar iarăși, dacă n-a ajuns la curs, nu... Știi că în 97, în Formula 1, McLaren a introdusese
două pedale de frână pe mașină. Și era o singură pedală împărțită în două. N-am știut, nici nu prea pasionat de Formula 1, sincer. A fost interzisă. A făcut piloții un accident și a fost un fotograf și s-a băgat acolo și a văzut că erau două pedale. Ce făceau? În anumite viraje virau mai mult cu pe o parte. Aha, ok. Make sense. Da, și a fost interzisă pentru că nu știa nimeni de chestia asta și dar era utilă. Ei, cam așa face și un SP modern. Da. Ori da, o roată, ori da, tot, da, tot interiorul, da, ori... Da, așa e. Din codul rutier lipsește ceva? Ai pune ceva în codul rutier? Lipsesc foarte multe din codul rutier. Sunt extrem de multe inadvertențe în codul rutier, inclusiv treaba asta cu vorbitul la telefon, da? Da. Pe ce se bazează legea asta e absurd. Uh-huh. Sau... Știi că dacă în iulie ninge și te oprește poliția și n-ai învelope de iarnă, ți-ai amendă? Da, știu. Asta cum cu aprilie, existe, octombrie... Cum să existe așa lege? Da. Dar știi de ce există legea asta? Nu. Pentru că oamenii care au făcut-o nu înțeleg că atunci când schimbăm anvelopele de vară cu cele de iarnă, mă interesează mai mult temperatura și nu dacă e zăpadă pe jos sau nu. Corect. Că dacă e zăpadă pe jos, evident că trebuie anvelopă cu un profil anume, da? Da. Adică e evident pentru toată lumea. Dar dacă pe 25 decembrie ai plecat la Sinaia și nu e zăpadă pe jos și ai învelope de vară și te oprește poliția, nu-ți dă amendă. Nu-ți dă amendă. Tot asta cu noiembrie, aprilie e... Dar pe 26 ninge, tu ești acolo, că da, ești în weekend, tu ești deja acolo, da. Da? Da. Provoci un accident că te-a prins iarna nepregătit, atunci e haos, general. Vai, uite-l pe ăsta, inconștientul. Dar da, poliția nu e inconștientă că pe 25 te-a oprit și te-a văzut cu anvelope de vară, știi? Da. Din punctul meu de vedere, legea ar trebui să zic așa. Uite, ce aș modifica. Schimbăm anvelopele de vară cu cele de iarnă, indiferent de anotimp, că evident că nu o să fie în iulie ce spun eu acum, da? O să fie probabil din septembrie-octombrie încolo, da? Indiferent de anotimp, atâta timp cât câteva zile la rând, temperatura, făcând într-o medie între zi și noapte, este sub 7 grade. Da. Așa ar trebui să sune legea asta. Nu dacă e zăpadă pe jos. Că dacă e zăpadă pe jos, na, trebuie să fii năuc să nu spui anvelope de iarnă, știi? Corect. Da. Nu știu, mai sunt multe acum, nu vin în cap. Dacă ai tu vreun exemplu din ăsta mai... Uite, în legătură cu orele de condus. Da, cu la școala de șoferi? Nu, cu orele, câte ore poți să conduci în continuu. Da, bine, nu o să te oprească nimeni. Nu, da, aici nimeni. E greu, că atâta timp când ai un tahograf sau card, da, sau e greu să contorizezi. Plus că și aici se fac tot felul de manevre și tot felul de... Se fac și la tiriși se fac. Dar da, cam câte ore crezi tu că e ok să conduci până să te oprești? Păi, ideea așa... Eu făceam niște hey-rupuri când eram tânăr absolut idiote. Am făcut și eu și nu mai pot acum. Nu, eu cred că n-aș mai putea cum făceam atunci. Și nici nu mi-aș mai dori. Da. Dacă te dai jos o dată la două ore preț de 10 minute, n-ai idee cât de odihnit ajungi și cât de mult poți să conduci per total. Da. În plus. Da. Dacă vrei să tragi să stai 10-12 ore în mașină, îți spun eu că după alea 12 ore ești la un nivel de oboseală fantastic. Așa este, în continuu. Mai mult decât atât, fii atent că și ăsta e un silent killer. E tot cu un fel de orbire perceptivă. Dacă ți se face somn, oprește-te. Uh-huh. Eu trăgeam foarte mult de mine înainte. Nu îți mai zic, îmi dădeam cu salivă pe la ochi, dădeam aerul condiționat în ochi să am vântul ăla în ochi. Da. Făceam tot felul de nebunii, mai că nu puneam scobitor la ochi, să nu mi se închidă prea. Ca în Tom și Jerry. Exact, ca în Tom și Jerry. Cele mai multe accidente în care au murit oamenii adormind la volan s-au petrecut în proximitatea casei. Adică la 20-30 de kilometri de casă. De ce? Ai condus 2000 de kilometri, da? Da. Mai 50 de kilometri până acasă și hai mă opresc acum. Da. Hai că mai rezist. Și nu reziști. Exact. Eu am un sfat aici foarte simplu. Dacă vezi că ți-e somn... Și atenție, că o dau dintr-una într-alta. La volan nu adormi neapărat cu ochii închiși. Poți să adormi cu ochii deschiși. Asta e problema de fapt. Dacă ți se întâmplă treaba asta și vrei neapărat să ajungi acasă, recomand următorul lucru. Te dai jos, te speli cu apă rece pe față, nu te ștergi, stai un pic în adierea vântului, da? Uh-huh. Și faci un pic de gimnastică. Trebuie să punem un pic sângele în mișcare. Încercați să nu mâncați, pentru că dacă mâncați, mare parte din sânge se duce către stomac să digere mâncarea. Și iarăși nu e bine, iarăși te duci într-o stare în aia de moleșeală, de somnolență. Faci gimnastică așa cum ai zis, 10 minute.
Te urci înapoi în mașină și pleci de pe loc. Dacă în următorii 20 de kilometri ți se face somn la loc, adică simți iar starea, e clar că ești atât de obosit încât trebuie să faci un power nap. Da. Power nap înseamnă așa, să dormi 30 de minute. Uh-huh. 30 de minute de somn îți poate salva viața. Da. Altfel, o să ajungi o statistică. Adică în momentul în care vezi că în aia 20 de kilometri, bă, nu pot. Uh-huh. Nu pot, oprește pe dreapta. Dacă poți, s-ar putea să mai mergi încă 200. Că înseamnă că nu ești la pragul ăla de oboseală în care, știi, da, poate ești mai mult plictisit, știi? Altfel, nu. Adică dacă ți se face somn, oprește-te și când ți se pare că nu ai timp, ai dreptate. Astea sunt două reguli extrem de importante. Pentru că văd deseori oameni, merg în spatele lor. Bă, intră în depășire, Doamne Dumnezeule, adică fix când nu trebuie. Da. Și nu înțeleg de ce se întâmplă treaba asta. Și am ajuns la concluzia că sunt oameni care zic așa, oare am timp? Și ezită. Da. Și ezită și până la urmă zic, hai mă, cred că am timp. Uh-huh. Dacă ajungi în punctul în care să te gândești dacă ai timp să faci o depășire, mai bine nu o faci. Deci dacă ți se pare că nu ai timp, ai dreptate. Da. Rămâi acolo, trece mașina de pe contrasens, ai pierdut 10 secunde din viață, da? Da. Dar îți rămâne restul. Și atunci poți să faci depășirea în condiții de siguranță. Bună vorba, îți rămâne restul. În condiții meteo nefavorabile, ce sfaturi dai? Dacă ninge, derupe, plouă, derupe... Da, trebuie să mă gândesc cum să sumarizez explicația, pentru că ar trebui să vorbim de cercul lui Cam, de ce înseamnă subvirare, supravirare. Da. Asta o aveți la curs. Da. Deci dacă... Sfatul cel mai simplu este reduceți viteza. Da. Pentru că în momentul în care aderența scade din cauza acestor factori, e clar că anvelopele vor putea să transmită niște forțe către sol într-un mod mai puțin eficient. Da. Și atunci, cu cât aderența e mai slabă, cu atât trebuie să reduci viteza mai mult. Aud des treaba asta. Băi, a făcut un accident în localitate, dar zicea, mergea cu viteza legală. Păi zice, cât era viteza legală? Păi 50. Păi și pe jos ce era? Era polei. Da. Păi, da, 50 s-ar putea să fi fost enorm acolo. Poate... Prea mult. Deci, dacă trebuie să mergi cu 10, mergi cu 10. Dacă trebuie să mergi cu 20, mergi cu 20. Asta înseamnă să adaptezi viteza la condițiile de drum. Da. Nu înseamnă că viteza legală îți oferă posibilitatea să mergi cu viteza respectivă, indiferent de ce e pe jos. Am vorbit despre polițiști. Insuficient. Insuficient. Dar probabil da, o să mai... am atins și subiectul ăsta. Am atins. Dar voiam să te întreb și despre șoferii de ambulanță, pentru că ei trebuie să meargă probabil în condiții... grele mai des decât polițiștii, în misiune, să zicem, despre ei, sau ai avut șoferi de ambulanță la cursuri? N-am avut de când am deschis școala, dar am avut când lucram cu Titi. Da. Wow. Șoferii de ambulanță pe mai multe categorii. Da. Sunt șoferi care sunt acolo să câștige un bani să plece acasă, da, și sunt șoferi de ambulanță cărora le place meseria asta. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, în viață, cam orice faci, trebuie să fie dintr-o pasiune, să-ți creeze plăcere, o altă calitate a vieții și așa mai departe. Altfel nu o să poți să fii performant. Uh-huh. A fi șofer de ambulanță e o responsabilitate uriașă. Și trebuie să fii performant. Pentru că, așa cum ai zis și tu, trebuie să fii, ești, de fapt, sub presiune tot timpul. Mai mult decât atât, tu ai văzut ce se întâmplă în trafic când vine ambulanța? Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Da. Oamenii aia sunt extrem de complexați. Gândește că sunt în spate medici care în timp ce ăla conduce ca nebunul prin trafic, acordă primul ajutor unui pacient și n-au centură de siguranță. Da. Se țin cu picioarele, bagă picioarele de desubt unei tărci care are o bucată de metal jos, da, și se țin doar cu picioarele acolo. Da. Atât pot face. Adică oamenii aia de multe ori încearcă să salveze viața unui om în timp ce șoferul, da? Da. Face niște lucruri, motiv pentru care, oameni buni, când vedeți ambulanța, voi trebuie să aveți în cap așa, ambulanța aia își permite să facă stânga-dreapta, stânga-dreapta, dar nu trebuie să facă asta. Da. Pentru că în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, cei din spate suferă. Uh-huh. Da? Mai mult decât atât, când ești șofer de ambulanță, e clar că vrei să ajungi cât mai repede să salvezi viața unui om. Și există, cu cât ajungi mai repede, cu atât e mai bine. Da. În momentul respectiv, așa cum am zis, fiind sub presiune, tind să faci greșeli. Cât de bun ai fi, tind să faci greșeli. Pentru că
Na, e, iarăși, ne întoarcem la estimarea corectă a distanțelor și așa mai departe, a vitezelor și așa mai departe. Și ești pus tot timpul sub presiune. Oamenii ăia nu sunt la plimbare, ca noi. Uh-huh. Sau nu pleacă la serviciu în felul în care plecăm noi la serviciu. Și atunci, ce te costă să te dai stânga-dreapta, să-i creezi un culoar prin care el să treacă drept, știi? Da. Și să ajungă cât mai repede la destinație, cu cât mai puține mișcări. Bine, ei știi ca o regulă. Ei merg cu viteza potrivită pentru condițiile respective, au obligația morală să ajungă cât mai repede, cât timp nu pun în pericol pacientul și echipajul medical. Da. Da? Deci, iar au foarte multe constrângeri. Ei sunt, din punctul meu de vedere, niște eroi. Da. Adică, noi trebuie să facem tot posibilul să le acordăm cât mai multă înțelegere, dar aici, iarăși, intervine mentalitatea noastră. De exemplu, le spun la curs, nu ascultați muzică cu volum la maxim. Uh-huh. Ai, mă, bătrânule! Da. De ce? Păi eu văd deseori oameni care stau la semafor cu muzică la maxim și ambulanța e în spate cu girofarul, dar n-aud. Da. Vezi, toate merg mână în mână. E incredibil. Din toate mașinile pe care tu le-ai condus, pe stradă, pe circuit, care ți-a plăcut cel mai mult? Din toate mașinile pe care le-am condus de-a lungul vieții. De-a lungul vieții, da, da, da. Mamă, ce întrebare. Știi care e chestia? Eu nu mă raportez așa la mașini. Dar cum? Pentru că atunci când mă urc într-o mașină, mă adaptez foarte ușor la ea. Da. Că e un seria 1 cu motor de 2000 benzină sau că e un Murcielago LP650, pentru mine tot o plăcere. Evident că cu cât e mai performantă, da, mă simt mai bine. Și dacă stau așa să mă gândesc, o spun așa, ce-mi trece, s-ar putea să greșesc. Și nu vreau să vorbim de BMW, că e clar că n-am condus toate modelele de BMW, și adică sunt oricum foarte, foarte, sau poate par foarte, foarte subiectiv. Da. Îmi place Porsche foarte tare. Porsche. Cred că e următoarea mașină pe care mi-aș lua-o. Adică dacă aș avea posibilitate, de fapt nu dacă aș avea posibilitate, dacă mi-aș dori să investesc în plăcerea personală și asta să fie o mașină, cred că mi-aș lua un Porsche. Nu e nici atât de extravagant ca un Lambo sau ca un Ferrari. Da. Și în ceea ce privește performanța, de multe ori peste. Și ultima întrebare, pe scurt, fără să detaliez, zi-mi un film cu mașini care îți place. Film cu mașini. Fără să detaliez, fără nimic. A fost ăsta cu Ford și cu... Ford versus Ferrari. Da. Ford versus Ferrari. Da. În rest, astea, Need for Speed, nu-mi plac, nu sunt genul meu de... Mi-a plăcut povestea de acolo. Da, poveste reală. Da. Și așa se termină episodul 8 din Podcast cu Prioritate. Am avut ce vorbi, am avut ce învăța. Silviu, mulțumim și spor nou, cum e la voi, cu sezon, cu... Sezon. Sezon de cursuri defensive și sportive și încă o dată recomandăm să mergeți dacă aveți ocazia și dacă sunteți curioși. Zi bună!